salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care i-am invitați pe prietenii mei, frați, Nelu Cortea și Adrian Nicolae. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bineînțeles, aș vrea să le mulțumesc foarte mult sponsorilor MCN Podcast și anume zidoshop.ro, Food Panda. Să știți că aveți și cod la Food Panda, MCN Podcast. Dacă sunteți utilizatori noi de acest cod, o să primiți o reducere de 15 lei, MCN Podcast, să băgați acolo când vă faceți comandă la Food Panda. Și bineînțeles, Fine Store, oamenii s-au alăturat de curând podcastului nostru și datorită lor avem băutură în principiu. Băutură pe care o să puteți să o câștigați și voi la un moment dat. Deja am făcut o extragere, două extragere, de fapt, da, pentru membrii, care o să apară săptămâna asta, la finalul ei. Așa, eu trebuie tot să încuvințez aici cu Mădălin, care dă din cap că el se ocupă de treburile astea. Așa că dacă sunteți membri, aveți tot felul de beneficii, cum ar fi și să vedeți specialul meu în seara asta, care se numește Pe vremea mea. Adică după ce terminăm acest podcast cu toată lumea, o să mai rămânem cu membrii și după aia, după ce îl terminăm de tot, o să puteți să vedeți specialul dacă sunteți membri. Repet. Bun. Acum, am mai lansat, să vă zic de la început, am lansat merch. În sfârșit avem și noi tricouri cu MCN Podcast. Iată, au și băieții și le mulțumesc frumos că le poartă. Banii ăștia de pe tricouri, de pe hanorace sau ce o să vă mai comandați, or să meargă pentru o cauză caritabilă. Așa, pentru un băiat pe care îl cheamă Adrian. Deci el este Adrian, nu Adrian Nicolae. Că s-a făcut o confuzie acolo, probabil. Așa, și Adrian are nevoie de bani. El locuiește cu bunicii lui. E un copil care n-a avut șanse în viața asta până acum. Și deja Asociația pentru Mihai l-a ajutat și au construit o căsuță pentru el și bunicii lui. Și acum cu banii ăștia de pe mărciul ăsta, probabil o să-i luăm mobilă și tot fel de chestii pentru Crăciun. Deci până pe 25, ce tricouri, ce vă luați de la MCN Podcast, banii voștri o să meargă la Adrian. Și vă mulțumim frumos pentru chestia asta. Și să nu uit, Codin Maticiuc chiar a reușit o chestie foarte, foarte bună și a căpătat un număr către care puteți să trimiteți un mesaj. Mesajul facem, adică textul facem, la 8845, inițiativa Spitale Publice din Bani Privați, pentru că dacă noi nu o facem, statul clar nu o să o facă, pentru că probabil v-ați obișnuit că îl doare fix în cur de noi. Am terminat cu... O să vă mai amintesc așa pe parcurs de partea caritabilă, pentru că e destul de importantă și chiar v-aș invita să vă luați mărci de la noi. Să nu uit, la fiecare produs cumpărat MCN Podcast aveți linkul în descrierea live-ului. Așa, o să primiți de la oamenii de la inspired.ro, o să primiți și niște stickere foarte șmechere cu MCN Podcast. Cam ca ăsta pe care l-am eu pe laptop, nu știu dacă îl vedeți. Gata. A dat Dumnezeu. A dat Dumnezeu. Dacă și măicuța cineva... precistă. Și bă, acum ca să încep, cum să zic eu, cu sufletul pe masă așa, am emoții pentru că, adică noi ne știm de o jumătate de viață, să nu ne căcăm pe noi. Da, am crescut împreună, da, sunt 15, trecem în al 16-lea. Am crescut împreună, am trecut prin toate împreună, m-am tot gândit dacă am lucruri să vă întreb așa... Ce dracu să mă... Ce să ne mai... Da, ne-am văzut cele mai ascunse căcaturi, adică... Așa că m-am gândit să începem într-un fel. Așa. Ca să trecem de emoții. Asta e... Mi-am adus aminte de... Și aș vrea să fie o chestie publică.
Un moment foarte frumos așa din istoria noastră comună a fost întoarcerea lui Adrian Nicolae de la St. Petersburg când a venit cu ruschi standard. Ruschi. Puteam să jur. Ce și drăguț. Oamenii de la Fine Store m-au ajutat să fac rost de asta azi. Ce și eu după aia m-am dus mai departe când am măștiți pe mine. Și am mai luat una. Beluga, ce? Nu, și am luat pâine neagră. Frumos. Exact ca atunci. Așa, nu, pe murături am luat. În schimb, da. Și avem aici și castraveciori. Așa este. Așa a fost. Și aș vrea să-l invit pe Adrian să ne explice, să începem așa, așezat un pic, să ne explice un pic ritualul, exact cum ne l-a explicat în anul 2, parcă eram. E mult de atunci, pentru că între timp s-au eliminat pâinea și castraveciorii din ritualul. Păi da, dar zic că atunci a fost într-un fel și aș vrea să reproducem exact momentul ăla. Băi, sper să nu fac o greșeală, dar parcă miroseam pâinea, nu? Da. Pe urmă, shot. Da. Și după aia castraveciul. Și mușcam și din pâine. Așa. Bun. Și acum aș vrea să invit și echipa MCN Podcast aici. Nu vă panicați în pula mea. Veniți în coace. Și o să mergem noi la butoane. Nu. Și nu mai stă nimeni la butoane. Hai, veniți în coace. Live-ul merge, gata. E tot ok. Că aș vrea să servim un pahar acum de Crăciun. De-aia sunt 6 pahare, lumea. Nu că e 3XL, mă. Motherfuckers. Haideți. E, și pentru cei care așteptau conținut amuzant la acest podcast, să-l aștepte, pentru că el va veni. Se va bea. Hai să vedem. Ce drăguț. Hai că eu desfac ăsta, deși m-am dat cu cremă pe mâini. Da, m-am dat cu cremă pe mâini. Stai că am cu mărciul ăsta nou. Dacă aveți băutură acasă... Mărciul nou, tată, ia uite cum desface borcanul, mă mâncă. Ar fi bine. Nice. Russian Standard. Sponsorului Bod. Da. Asta e vodka noastră din vremurile tinereții. Da, Ruski Standard. Da, Nicolae ne-a prezentat-o și de atunci a rămas fain. Și eu am fost surprins. Hai echipa MCN să vă vadă lumea aici și ea, vă rog. Haideți. Haideți. Așa. Nu putem să ne ridicăm, asta e singura problemă. Răzvan. Mersi. Păi stai așa, hai cu pâinea, fiecare. Hai că ai o colț. Că deja... Vorbă. Deci... Total igienic. Toată lumea a avut COVID de aici. Nu. Nu moare nimeni. Bun. Deci, în sănătatea dumneavoastră. Sănătate. La mulți ani, domnule. Sănătate. Cârje. Cârje, Doamne ajută. Sănătate. Sănătatea dumneavoastră. Așa. Stai că am adus chiar furculițe de... Da, nu mai las. Am adus și furculițe. Nice. Hai să vă zic o fază cu politica. Așa. Zibre, nea Nicolae. O știu că exact așa era ordinea, mă țin minte, dar... Chiar că mai vreau unul. Nu mi se pare nimic greșit. Amers. Bun. Altfel, bă. Altceva, domne. Stai așa, m-a trimis el la ceva, stai așa. Chec! Hai să mâncăm! Ca să fie bun la gabă, să știa că vin și că vă place, ciocolată de castat. Este, mă. Ajută-ne. Bun. Ia uite, tată. Eu și v-am adus, pentru că ne știm de atâția tine, ani, câte 100 de lei de căciulă. Bă. Wow. Sunt în portofel și când terminăm asta... Tu și mama. Mai îți mai dăm mai câte bani? De Crăciun, da, pentru da, copii. Că e copii. Da. Vrei să desfac ca aia? Da. Nu, că te-ai dat cu cremă, dă-mi coace. Haideți să... Haideți să începem cu întrebările de la membri, pentru că avem întrebări de la membri. Așa. Suntem la 2 pahare de ruschi standard, de întrebarea cu crezi în Dumnezeu. E acolo. Și lacrimi. Nu, există. Dar nu e crezi, da. Există. Bun. Fii atent. Încep cu asta, că asta m-a emoționat pe mine așa. Având în vedere că ați menționat studenția, aș vrea să vă felicit pe toți trei pentru rolurile jucate în piesele de teatru și să vă mulțumesc. Studentă fiind și eu la rândul și cu bugetul redus, m-ați salvat cu performanțe demne de marile teatre, unde nu îmi permiteam încă un bilet
Crimă și pedeapsă jucată la o masă cu public, Trilogia atrizilor, Zorba la un teatru. Oh my god! Da, bă, și mult teatru. Și pe mine m-a emoționat așa. Fuck, întrebările mele, mai e loc de teatru în carierele voastre? Aveți proiecte pe viitor pe partea de actorie? Bravo pentru tot. Aici ești exclus un pic. Da. La mine e în principiu foarte puțin loc pentru altceva în afară de teatru. Căci am luat-o pe drumul ăsta. Păi da, dar în ultima perioadă parcă ai început și tu să cochetezi, să tragi, să te răzlețești. Păi pentru că nu am avut niciodată credința că un om trebuie să fie pur până la capăt și consecvent și așa, plus că mi se pare că atunci când ai o singură viață e bine să dai cu nasul din cât mai multe domenii. Din curiozitate m-am aruncat în foarte multe alte lucruri. Scris, scenaristică. Da, da, asta o faci în ultimii 2 ani. Până atunci a fost doar teatru, practic. Teatru cu mai multe aspecte ale teatrului. Adică nu numai actorie. Mm-hmm. A fost și dramaturgie în sensul corectatului de texte, de adecvat texte pentru o viziune regizorală. Mai nou, descris texte originale. De aici am degenerat în scenarii de film și sketch-uri am făcut și împreună. Deci m-a preocupat să bag degetul în multe borcane, nepărăsindu-l niciodată pe cel mai apropiat de sufletul meu, care e actoria de teatru. Bun. O să ne întoarcem pentru că... Păi să ziceți dumneavoastră care e treaba cu teatru. Să zică domnul Nelu Cortea. Ce să zic, domnule? Eu nu știu. Am refuzat ultima mea intrare în teatru acum, nu știu, când a propus Luca și atunci Platonovul. Și mi-am dat seama că ar fi prea mari sacrificiile ca să... Adică aș fi renunțat la prea multe ca să revin în teatru. Mi-era dor, adică mă mânca vai de capul meu, aș fi făcut cu mare drag, dar nu cred că aș mai reveni. Dar nu, de ce? Lăsând la o parte asta cu... Am impresia adică că... Adică zi exact ce adică înseamnă trebui... sacrificii, când zici sacrificii, așa că adică poate... Ar trebui să sacrific... cum să zic, uite, exact ca și la teatru. Acum ar trebui să repet mult mai mult decât un actor care joacă în teatru și să o reiau de mult mai în urmă ca să pot într-un fel sau altul să ajung la măcar, nu știu, 50% sau la un procent decent, da, din ce era înainte, știi? Și atunci asta și-aș fi sacrificat din ceea ce fac acum. Dar un cum? Ce mă, pâine? Spor un B aici. Clu, mamă, clu, clu, clu. Și asta... Deci zici tu că 50% după cât timp de repetiții? Nu știu. Asta habar nu am. Deci chiar nu... Dar, și panica e că tot timpul cât aș face asta, aș lăsa în urmă ce am construit până acum, cum ar veni, știi? Uh-huh. Adică de la stand-up, la video, la tot ce fac acum. Adică ai face o pauză din munca pe care... Da, la care... Și iar după, dacă după aia nu mai fac teatru, trebuie să o reiau pe asta și tot așa pierd mult timp. Pentru că nu... Na. Și trebuie să ții... Că și de YouTube m-am hotărât să mă țin, chiar să mă țin de el, pentru că am avut momente când am zis, gata, nu, hai, fuck it, nu. Dar nu poți. Deci în perioada nu poți să te lași de ceva ce ai învățat, mai ales dacă îți aduce beneficii, pentru că trebuie să iei de la zero, iar. De fiecare. Și am luat-o de atâtea ori de la zero, de când am venit în București, de atâtea ori am luat-o de la zero și nu mai. N-aș mai putea. Dacă aș putea să fac o scurtă paranteză apropo de... Că poate... Nu ai face-o? Ai face-o? Paranteza, ai face-o? Apropo de asta, de asemănarea dintre o disciplină artistică și sport, vreau să spun că de la închiderea teatrelor, cu COVID-ul, cu nu știu ce, până când au dat voie să se poată juca în aer liber, au trecut, cred că, 3 luni. Mm-hmm. Băteticule. Alea 3 luni le-am simțit cum îmi imaginez că le simte un sportiv accidentat care a făcut burtă. Deci efectiv vorbim psihologic ca proces, ca ceva ce îți venea uite așa, da, brusc, trebuia să tragi ca de un câine mort, să ajungi așa vag unde erai odinioară. Acest impediment, de asta eu înțeleg foarte bine ce zice Nelu și ce și tu mi-ai mărturisit la un moment dat, că ți-e foarte frică de momentul în care
încerci să reiei și îți dai seama că nu ești nici măcar aproape exact, da. De unde erai când erai cu toate motoarele pornite și numai asta făceai. Exact. Dar și la stand-up e aceeași chestie, dacă o lună n-ai show-uri la și fel, după aia ei ești... Dar la stand-up, iartă-mă că te întrebi, la stand-up mi se pare că e mai ușor, e mult mai ușor de gestionat, pentru că nu ai presiunea, bine, ai presiunea oamenilor din sală, într-adevăr. Dar îți poți organiza niște show-uri din astea gratis în care să te... Adică să te re-pornești. Să reungi rotițele pe acolo. Dar la teatru, mi se pare că când ai responsabilitatea unui spectacol, deja, adică e și a ta, nu e doar a regizorului, nu e doar a actorului din rolul principal, nu e, e responsabilitatea tuturor. Și acolo e sport de echipă. Exact. Nu ești singur ca să te poți calibra din mers. Exact. Eu cred că o să încerc un show de stand-up mai low-key în seara asta, pentru că nu simt că aș putea pompa energie și va ieși tot un stand-up special și interesant și bun. La teatru trebuie să dai mingea acolo unde trebuie, nu unde simți în seara asta. Da, și plus, dacă dai kicks, ești doar tu. Adică, nu tragi pe nimeni. Nu mă înjură nimeni după, mă rog, publicul, dar aia oricum, dar nu mă înjură colegul, nu mă înjură regizorul, nu mă înjură, e greu, domnule. E greu. Știți că, fix aceeași problemă o am și eu. Nu mă simt în stare să dedic. Eu cred că ar trebui să dedic minim jumătate de an pentru un spectacol ca să fiu într-o formă decentă. În niciun caz, exact cum, pentru că am și spaima asta cu ultimul spectacol adevărat, a fost într-adevăr trilogia Trizmii. Da. Unde, chiar cred că am atins apogeul în cariera mea de actor, mai bine de ce am făcut acolo, n-am făcut în rest, niciunde. Știi? Era foarte bine. Da. Da, și acum să mă reapuc să fiu o cârpă comparativ cu ce era atunci. Eu am avut o problemă de curând. Am dat o probă pe Zoom pentru un film. Și eu? Da. Penibil. Da, exact. Și care din voi a luat? Bă. Iată-ne. Iată-ne la filmări. Doamne, cât de jenat. Mă simțeam eu prost așa. Și la final am zis, da, mă, n-am mai făcut de mult. Na, am zis să încerc, că nu. Mă, normal. Și era, nu, că a fost bine. Da, bine, hai că... Mie mi-a zis Bogdan, tipul regizorul cu care am dat, a zis, a fost foarte... La final așa a zis, da, mă, am zis să încerc. Bă, și problema e că mie mi se pare că am făcut ceva ok acolo, știi? Îți dai seama dacă eu am crezut că e ok și omul a fost... Noroc că avea și masca și noi am văzut expresia feței total. Scârbită. Scârbită, așa. Cred că cu același. Cred că cu Domnica? Da. Cu... Da. A, același, mă, ce ai? Exact. Pentru ce rol l-ai dat? Vecin. A fost vecin agent, supărat. Agent de poliție, nu știu că... Nu mai rolul și ție ce ți-a spus? Nu mai știu. Nu știu că vreau să... Deci în capul meu era... Ți-a închis Domnica. În capul meu era hai să încheiem o dată rahatul. The host has closed... știți că actorii ăștia mari, bine, ăștia mari, ăștia la Hollywood, se spune, există legenda asta, că ei se întorc pe la facultate pe acolo... Da. Și... Periodic, da. Da. Dar nu e o legendă. E adevărat, da. Merg și... Să-și mijloacele. Dar iau exercițiile alea de la adică început. Dacă ăștia mari fac chestia asta, apoi nu e niște părliți. Eu cred că fac asta pentru că nici la ei nu sunt proiectele unul după altul. Adică au două filme pe an, după aia pauză. Și cred că de aia își... Două filme... Și mai e ceva. Mai e ceva. Rare ori un actor de la Hollywood joacă lucruri diverse. A, tu zici că deseori au e pus, deseori e pus în situația de a juca un amploa la rând și atunci să mai duc și să dea cu nasul, să nu se plafoneze într-un singur stil de interpretare, știi? Da. Dar nu pot să mă apuc să-i căinez acum, că nu... Dar tu te-ai mai întoarce la teatru, domnul Cosmin, că tu n-ai răspuns. Dom'le, eu aveam un pact cu Alexandru Măzgăreanu, regizorul. Când am dat eu bir cu fugiții în anul 2, când trebuia să joc lir, m-am căcat pe mine de frică și am inventat o scuză idiotă și n-am mai mers. Sifilis. Am sifilis periodic.
că nu l-am tot timpul, vine periodic. Și am zis că am sifilis. Și măzgărenul a zis, bă, na, dacă ai sifilis, aia e. Ce să faci? N-am ce să fac. Și după aia mi-a zis, dar ție ți-e frică, de fapt. Și am zis, nu mă, am sifilis. Și am plecat, mi-a rămas un bolovan pe suflet mult timp de atunci. Cred că am și văzut după aia examenul cu Vasile, care a jucat în Lir, în locul meu. Și chiar mi-a părut foarte rău și am zis cu Măzgăreanu că dacă e vreodată să mă întorc committed, full și chiar să mă reapuc cu toată ființa mea, m-aș întoarce într-un spectacol pe care să-l fac el, să fie Lir, să joc eu. Oh, dar undeva pe la 40. Deci no pressure, numai 3 condiționări. Păi da, mă, dar nu, e, nu, nu, e destul de realizabil. Înțeleg de ce zice asta, că și eu dacă, apropo de ce ziceam cu Lucaș, dacă ar fi fost să mă întorc în teatru, ar fi fost clar pentru rolul ăla și clar cu Lucaș. Și nu m-am întors. Deși era. Deci asta e o garanție că da, nu. Da, nu da, să mai întoarce copilul. La tine s-a întâmplat acum, la 30. Da. La mine dacă se întâmplă la 50... E ok, bă, și eu e okay păi nu, știi de ce e ok? Pentru că acum ești chiar în floarea vârstei și chiar faci cât mai mult, cât poți de mult. Da, da. Deja la 49-50 de ani nu cred că o să mai fiu un halul ăsta de... Haos și de haos, agitație. Da. Probabil o să fiu mai calm. M-am gândit și eu la asta vis-a-vis de Zorba. Că m-am gândit dacă aș reface ceva... Să-l faci la vârstă. L-aș reface la vârstă și cu... Mai, cum l-am vrut prima dată. Prima dată l-am vrut cu 5 personaje. Și, dar n-a bine, mă. Și atunci eu mă apuc de stand-up. La 50 și? Băi, dacă te apuci la 50. Vreau să rămân o nișă. O să dai ceață la toată lumea. Da. La 50 de ani. Oricum perfect. Și acum dacă te apuci perfect. În plan, o să dai ceață la toată lumea. Ba da, acest Dave Chappelle la României. Da, pot să spun o povestire drăguță pe care m-am lăsat aminte. Frumos, apropo spune. De trilogia Trizilor. Deci ăsta era un spectacol de master al nostru. Erau 3 piese din Grecia antică. Mulțumesc sponsorului nostru. Și după premiera acestui examen, care s-a jucat de mai multe ori, ne-a dus domnul profesor Lucaci, pe toți actorii și câțiva invitați de-ai lui, într-o cârciumă, să bem și să sărbătorim. Și cer scuze, domnul Lucaci, pentru ce urmează. Și printre invitații dumnealui la spectacol se numărau un domn grec care era ceva sculă de ceva, nu știu dacă era din diplomație sau era din... Era sculă de ceva? Da, era cineva mare, era cineva care... Ce bătrân ai fost în bapul? Sculă de da, ceva. Da, ceva da, sculă. Da. Păi dacă o să mă tot comentați așa... Nu, eu mă aștept la momentul în care o să începeți să faceți mișto de mine cum nu era și în facultate. Termin. Da, ce mișto? Nu, mi-am notat pe ceas, pe ceas. Pe ceas mi-am notat. Ați pus pariuri și la nu, asta? Nu, mi-am pus eu pe ceas. Așa, și ne-a dus în acea cârciumă și printre invitații era un domn grec la vreo 50 și ceva de ani, grizonat, dar era clar cineva important și cineva și intelectual cu gabarit. Și soția dumnealui, soprană la operă, care tocmai se întorcea din o Londră sau ceva. Băi, deci era clar că între huliganii ăia de studenți venise cineva cu adevărat spălat. Și chiar erau entuziasmați. Absolut, oamenii. Absolut era... entuziasmați. Și era domnul Lucaș, profesorul nostru în capul mesii, de-a dreapta lui cei doi invitați, de-a stânga alți invitați. Ne așezăm toți la masă și... Când vin băuturile, ciocnim cu toții și domnul grec se ridică în picioare. Bă, ca să-ți dai seama cât respect avem noi, că nu mai ține minte nici cine pula era și acum suntem domnul grec. Și bău mult în seara. Vezi că se aude fâșiala aia de o oră. De o oră. Și că pârlim porc. Exact! Exact! Chiar bun. Așa. Ia-l după ureche acolo. Așa. Și domnul grec se ridică în picioare și spune... cred că în engleză, că ar vrea și el să spună câteva cuvinte și spune 4 versuri din Ifigenia la Aulis în greacă veche. Un moment foarte înălțător, foarte frumos, noi de acum era ciudat că nu înțelegeam nimic, adică dar înțelegeam ce face. Da, și era ceva realmente important. Se așează domnul, noi aplaudăm discret acolo și se ridică soția domnului, româncă și soprană de talie internațională. Și zice, și eu aș vrea
să fac un omagiu. Și începe și cântă: bravo, dragi masteranți! Bravo, dragi masteranți! Băi, da, frumos, adică soprană de operă. Bravo, dragi masteranți! Bravo, dragi masteranți! Bă, și noi chicoteam. Nu, deci asta a fost. Liniște. O secundă, două secunde de liniște, după care a început un... Așa. Problema este că în secunda de liniște de dinainte de aplauzele care au salvat cumva situația, jur, s-a auzit exact la o milisecundă înainte de... S-a auzit... Da, bă, exact. Bă, deci vreau să zic, dacă pauza era mai lungă, da, sau... S-a auzea mai devreme, ar fost un dezastru. Deci, da, realmente un dezastru, pentru că s-ar fi dus un... Eu sunt și prost, dacă într-un moment ăsta în care... Băi, n-ai voie să râzi. Da, da, aud da, pe unul că face... Faide, că... Deci instant, deci putea să fie o calamitate. Deci, sper din că doamna aia care... Era cineva, înțelegi, pentru omagiu frumos pe care ni l-a adus. Sper din suflet că n-a auzit acel izolat... Eu zic că a auzit, eu am senzația n-a că a auzit. N-a auzit. Să știți că suntem live, că am înțeles că puneți întrebări acolo și ziceți, dar ce domnule, ăștia-s live? Da, domnule, chiar suntem live. Și sau că... suficient de deștepți încât să preînregistrăm asta. Da, da. E 5 decembrie 2020. Și să știți că puteți să și donați acum bani pentru cauza noastră caritabilă. Adrian. Da, pentru Adrian, acest copil care are nevoie de chestii prin casă pe acolo. Repet, despre ce e vorba? E vorba de un băiețel care locuiește cu bunicii lui. Așa, locuia în niște condiții foarte nasoale și Anca Brescan de la Asociația pentru Mihai a ajutat această familie, le-au construit o casă și acum trebuie să mobilăm casa respectivă și să să aibă oamenii ăștia în casă chestii pentru Crăciun. Așa că vă invităm să cumpărați mărciul MCN, pentru că banii din mărci vor merge acolo, la acest caz caritabil, și puteți să și donați în live chat. Deci suntem live, da? Nu vă mai căcați pe noi. Așa. Acum e clar că e live. Dar cu stai cu trabucul ăla și adunați la copilul ăsta, care e nevoie. Da. Păi trabucul ăsta e 9 milioane. 9 milioane 800 de mii. Ne, e foarte ieftin. Și eu am luat 1 milion. Ne, e 30 de lei ce facem. Azi că 9 ani și-a trabuc. E cât un mai ieftin de fapt de un decât pachet, o Dacia. Nu, decât un pachet de tutun, cum fumam. Și dacă m-am lăsat de tutun, acum... Tot tutun. Cel mai probabil tot mai, tutun, dar nu-l mai bag mai... mine. Îți plac sarmalele și tutunul și atunci ai luat tutun rulat foarte... Sarmalele și tutune. Și atunci... Pe noi ca o sarma, așa... Nu. Nu e. Punct. De-aia îi place, mă, să... Că îi aduce aminte de pârlitul porcule. Mie chiar să știi că nu m-a dispreț să-mi vine când pârlește cineva porc. Ce e, mă? De ce te uiți la acest? Mă uit că peste 27 de secunde e prevelionul! 27 de... De minute, pardon. Nu, 28 de minute. Acela 10? 27. Am uitat să anunțăm și asta, dacă suntem live și în seara asta noi practic facem revelionul lui Madiță, Nelu și Cosmin noi și Micuțu. Da. Prevelion. Da, facem prevelionul și ne gândeam să facem împreună. MCN, Micuțu, Cortea, Nicolae, du-te-n pula mea! Bă! Ilumina! Oh. Suntem live pe... Oh my god! De-aia e, mă, MCN cu MCN. Azi. Păi hai să mai luăm o întrebare. Medelcu. De la... Medelcu Cortea Nicolae, frate. Luați o întrebare, don. Vă supără. Ia o întrebare? Vă rog. O întrebare pentru toți trei. Ziceți. Fiți atenți, e foarte important. Suntem live. Când ați simțit...
Se pare că e o confirmare așa pentru oameni. Dacă eu acum beau. Acum. Da, acum, în momentul ăsta, la 9.33, noi bem. Stai că e delay luni, de 20 de secunde. Decembrie. E delay de 20 de secunde, să știți. Da, 9.33 și 40 de secunde. Că am zis asta. Da, așa. Da. Deci, întrebare pentru toți trei. Când ați simțit prima oară că unul dintre voi va avea succes și cum l-ați susținut în acest sens? Când am fost la primul show de stand-up al tău. Da? Da. De așa la... Nu, mi, al doilea. La... Al doilea. Că la primul a fost ăla. Și am zis... Care dracu a fost ăla? N-a fost el la ăla, mă. Ba da, n-ai fost la ăla. Tu n-ai fost la nu, ăla. Nu, eu știam doar de el. Da, ai dreptate. Dar mi l-am făcut în cap, că știi, memoria mea. Păi și care a fost al doilea? Tot la care a fost lăptărie. Primul de fapt, hai să da, primul, tot la lăptărie, sus acolo. Știu că am râs. Da, la Deco acolo, da, serios? Deci am râs și am zis fucking hell. Da. De atunci m-am gândit să fac. Băi, de atunci n-am început, dar am zis că nu, teatru tata. Eu am știut că amândoi o să fiți oameni de succes de la prima băută pe care am avut-o în cămin. Eu nu sunt de succes. De ce? De ce? Da, cum ai nu te mai căcat. Ce te alinzi, nu mă? Profesional, dar ai doi copii. Da. Nu, am știut ești că... Ești ca Daniela Unghi, așa știi, fosta colegă care... Nu, am... În sensul că asta e unica ei realizare? Nu știi că sunt foarte multe femei care... Nu știu. Care au... Mândrețea asta că au născut și brusc sunt... A, au devenit o instituție. Da. Așa. Deci bă, eu, pentru mine asta a fost foarte clar. De la prima băută mi-am dat seama că sunteți niște oameni de calitate și că acest tip de calitate pe care l-am întâlnit la voi n-are cum să răzbată până la urmă într-un domeniu sau altul. Fie că nu e actorie, în orice caz era clar că am în față doi oameni care vor... Clar o să faci veioze. Se alintă. Da, mă, nu, dar uite, eu de exemplu, când te-am văzut tot așa la primele exerciții de... Mamă, ce dubioasă muzica asta. Da, e foarte... Adrian Enache... Știi? E dubioasă rău. Când băga electronica aia? Zici că e salam. Nu, cum zice filmul lui? Miz Litoral. Miz Litoral. Ce au făcut? Au bubuit donații. Un mesaj de compasiune pentru donații. Zici că e luăm casă lui Mădălin Cârge, mă, băiatule. Au bubuit donații. Bun, vă mulțumim foarte mult. Mi-a luat apa casa. Dar au bubuit-o, donații. Mulțumim foarte mult în numele lui Adrian. Adrian, adică copilul pe care îl ajutăm. Deci casa lui Mihai mulțumim. Adună bani pentru Adrian. Nu, e asociația pentru Mihai. Cel mai probabil a pornit, sunt foarte multe asociații în astea care pornesc pentru un copil, pentru un copil și sunt părinți care fac asta, de obicei nu prea iese bine și rămân asociațiile astea. Chiar am avut la podcast doi părinți din Iași care au făcut aceeași chestie, au făcut o asociație și ajută la rândul lor acum foarte drăguț. Copii, da. Foarte frumos. Așa. Foarte, foarte frumos. Dar asta vreau să zic vis-a-vis de Nicolae. Tu ai fost la Uniter, ai fost nominalizat, nu? Da. Da. Că deci, te-am văzut. Eu puteam să jur. Tu ai fost la... Da, nu, serios. Deci, că mi-a zis Elena, că eu nu mai țin minte. Eu prima dată... Mă, tu nu erai la... Pentru că în lumea teatrului românesc, Uniterul e cumva... Mai ales când eram studenți. Stai, când eram studenți, la început. Da, e Oscarul. Era, da, era nici Oscarul. Când eram student. Pentru mine... Cam știam că nu e așa. În fine. Dar eu, din când l-am văzut prima dată în primele exerciții pe Nicolae, puteam să jur că până la 30-40 de ani o să aibă 30 de Uniteruri. 30-40 de ani? Da. Dar l-ai văzut aibă, în viitor mult. Deci o să aibă plin de Uniteruri pentru că e fuck, e deci pe scenă. Bă, jur, deci eu și-l știu. Dar m-aș duce nu mâine, știu că mâine, eu, mâine. Eu mâine, vă știu pe amândoi. Deci, sunt mega fan. Uit, uit. Chiar, că știi cum e? Că la știi, ce spectacol ai fost la Adrian ultima oară? Steaua fără nume. Eu n-am și a tatuat apă tot în palmă, tot, că știa deci că le tot ce a avut, întreabă, îl sunam și zic, bă, când ai spectacol... Ai văzut insecte? Da, cum să nu? N-am văzut nici insecte. Am văzut... N-am văzut Steaua fără nume și insecte. Deci am văzut, nu cred că l-am văzut pe toate, că după n-am avut timp, ciumă, dar am avut... când se reiau... Și e mega fan. Și bă, Alex Pavel, yes. Fucking hell, ce-mi place Alex Pavel. Nu, no, vorbim transmit. De Adrian Nicolae, nu de Alex Pavel. Dacă ar fi să aleg între Alex Pavel... Da, da. Băi, și voi vă făceau părinții chestia asta? Că veneau la examene și la spectacole și ziceau de... Toți ceilalți. Serios? Deci eu am adus toți din Morlaca până în București la Platonov și bineînțeles că a jucat Nicolae.
Ca să înțeleagă și oamenii, a fost dublă distribuție la Platonov. Ba era Nelu Platonov, ba era Nicolae Platonov. Și eu doar pe unul omoram. Vă las pe voi să ghiciți cine. Hai să zic că oamenii în comentarii. Serios, că sunt foarte curios. Dacă ghiciți ce Platonov trebuia să omor eu. Dacă era Nelu Platonov sau Nicolae Platonov. Zici că e mafia. Efectiv. Dar chiar mi s-a părea tare. Știi că s-a făcut un joc acum care se numește Mangas, care e exact după modelul mafia ce jucam noi în facultate. Da, da. Deci numai că ai și niște sarcini de executat. Da, da, da. Exact. Hai să terminăm ideea. Deci. Da, deci eu mă așteptam ca Nicolae să câștige toate premiile de distincțiile din teatrul românesc. Foșneză. Pentru că l-a apreciez foarte mult. Hai să zic. Am luat nici jumătate. Nici n-ai vrut, mă. Nu l-am vrut, n-am vrut. N-ai vrut să pupi în cur pe cine trebuie să... Nu l-am vrut. Asta zic. Da, da. Eu, asta... Ce faci, mă? La mine e simplu cu aia. Am zis, mă, că nu bem mult. Lasă-mă să fie. Avem mâine filmare. E tot așa, de când am... Stai, mă, să termin, stai. Irela! Irela! De când tot așa, de când am început să petrecem timp împreună, mi-am dat seama că either way o să ne fie bine. Nu m-am gândit vreodată că o să fim cunoscuți. Nu m-am gândit la chestia asta, sincer. Nu m-am gândit nici în cazul meu, nici în cazul vostru. Dar știam că o să fim... Aveam ștofă de necunoscuți toți trei. Bă, da, da. Dar pe de altă parte, când... Nu, eu nu. Dar, bă, voi aveați coaie, strălucirea. Și nu cred că era subiectivismul ăsta, că eram noi gășcăul ăsta de trei în facultate și... Nu. Dar când vă vedeam acolo ăsta, când a cărat tot decorul dintr-o parte a clasei în cealaltă parte a clasei, că zici, bă, era un bărbat în anul 2 de facultate, dai bărbatul în anul 2 de facultate, deci aveai câți ani? Bă, serios, aveai 22 de ani, da, că ești mai mare cu una. Da. A cărat jumătate de tonă dintr-o parte a clasei în cealaltă parte a clasei. Ca să înțelegeți. De ce am făcut hernie de disc, mă întrebați? Nu, hai să nu vorbim de bărbatul de acum, Nelu Cortea, ci bărbatul de atunci, Nelu Cortea. Doitorul de mijloc, Nelu Cortea. Da. Deci Nelu Cortea a fost pus de către Domnul nostru, Iisus Hristos, Liviu Lucaci, așa, pentru că nu era el, asta cred că era problema, nu era el destul de concentrat mi-era în exercițiu. Mi-era frică să mă arunc în personaj. Era tărșă, da. Mi-era frică. Și momentul ăla, asta era, că ți-era tărșă și ca să-i ia... Dar nu numai, țin minte că premisa a fost că i-a spus că stă ca un motănel blând acolo și că ăsta e un bărbat, așa cum și el, Cortea, e un bărbat. Și văzând îndoiala în ochii lui, i-a demonstrat că e un bărbat. Și a demonstrat, a mai făcut o chestie din punctul meu de vedere, uitându-mă după ani așa, că ți-a luat concentrarea de la a fi un bălănel mieunel, așa, care trebuie mângâiat după ureche, ducând toate alea, ți-a furat concentrarea și brusc ai devenit exact ce ești și a și vede lumea în tur vloguri, că asta mi se pare foarte tare. Unde în ultima perioadă. Cu aia nu e vorba că duci chestii grele în spinare, e vorba că se vede că ești, adică dintre noi trei mi se pare ca bărbatul clasic. Tu ești, adică tu ești. Asta e faptul că clasic. Noi doi suntem sterpi. Și suntem sterpi, da. Eu de la sifilis și Adiță de prin la... opțiune. Prin opțiune, da. S-a sterpuit singur. S-a sterpat, scuză-mă. Și da, și în momentul ăla, ca să înțeleagă toată lumea, Nelu trebuia să ducă din... Imaginați-vă o clasă cât aveam. Aveam, era 80, mare. 80-100 de metri pătrați. Hai să zicem 80 de metri pătrați. Hai să zicem 100, că 20 în plus. Hai să zicem 300, ce mă, că nu știe lumea. Scrie 120 de metri. Scrie 120 și aia. 400, așa. Bun, și din partea aia, unde erau, imaginați-vă, dulapuri din alea, din fier, din... Ișete de alea. Da. Nu știu dacă ați avut în facultate. Cea mai nasoală a fost, nu știu, banca de parc, aia din fier și lemn. O bancă de parc, nu vă gândiți la o bancă din aia verde din Herăstrău sau 5000G. Nu, gândiți-vă la o bancă din aia veche, de pe vremuri, nu știu dacă știți modelul. Bă, era o bancă cam... Fier forjat. 80 și ceva de kg avea.
toată animala. Era imens, așa, da, oribil. Aproape cât masa asta, nu o vedeți. Păi... Cât mine, mă. 100-120 de kg avea. Cât mine era. Avea banca. Bă, și când a luat ăsta banca, vă, băiatule, timp în care el trebuia să spună textul. Am uitat să vă spunem asta. Da, mă. Și când a început băiatul să facă asta, ușor, ușor, la început tot mieunel, tot, până la final, când a ajuns în partea elaltă cu tot, deci tot ce era în stânga, acum era în dreapta, dus de Nelu, și Luca aceea este perfect, acum du-le înapoi. Clopote, exact. Vreau clopote. Să fac o scurtă observație. Probabil că majoritatea publicului și-a dat seama deja. Colegele noastre, studentele, a trebuit să trecem. Râuri. A trebuit să trecem cu un mop pe sub fiecare scaun. Pentru că toate erau însărcinate și li s-a rupt apa în același timp. Deci vreau să zic că dacă nu era un bărbat atât de monogam Cortea și atât de agățat, ce seară ar fi avut Cortea în cămin. Dar nu doar atunci, în general, ce seară ar fi avut Cortea. Ce viață ar fi avut Cortea. Ce viață ar fi avut Cortea în cămin. Deci eu cred că... Că asta ai fi rămas acolo în cămin. Ani întregi ar fi cărat dintr-o cameră de cămin în altă cameră de cămin. Ce femei, mută, femei. Ce mută. Femei, da. Hai să vă... Bun, da, tu ești cât o bancă. Da. Așa, deci el a fost momentul cu tine. Iar cu Adiță a fost cel mai amuzant om din lumea asta, în primul rând, și în al doilea rând cel mai serios. Asta era paradoxul, acolo, da. Bă, îmi venea să-i fut una de exact. Fiecare dată. E, uneori și făcea. Nu ți-am futut niciuna dintre... foarte și nici eu ție cu... Chiar știu. Te rog să mă crezi. Au început chiar donațiile. Au bubuit donații. Bubuie. Cineva a pus foc la donații. Da. Și mi-aduc aminte când stăteam... atunci aia a fost... Bă, beția... Cred că a fost prima beție serioasă pe care am avut-o noi la viața noastră. Am mai avut până în momentul ăla. Când am mers eu la Adiță și am jucat șah pe șaturi de vodcă și după groaznic. Aia poker pe... Deci cum a unde început am pierdut tot. Cum a început totul? A început cu noi doi așa, bounding. Efectiv, se năștea prietenia veșnică, știi? Și nu mai știu de unde a pornit asta. Am zis să jucăm șah și Adiță a zis jucăm șah pe șaturi. Eram un copil. Da. Dar tu știai chiar șah? Adică știam destul de bine. Acum știu mai bine decât atunci. L-ai bătut așa? Nu. Cred că o dată în viața asta. Niciodată. Niciodată? Nu, dar... Îți țin minte că am fost aproape măcar. Da, se poate. Deci cert e că am jucat, să zicem, 5 partide de șah și tu ai băut 5 șaturi de vodcă. Mm-hmm. Și atunci am făcut greșeala vieții mele. Mm. Când micuțul a întrebat, nu jucăm și un poker? Dar el am și el zis, bea în timpul ăsta, știi? Da, adică nu eram un tărtan, numai că beam social. Așa. Da. Sorbea. Da, bă, tăticule. Și de la poker i-a luat o viață a lui Adiță la vale. Da, la vale. Ceea ce mi se pare că ne definește foarte bine ca oameni așa, asta cu pe tine șahul și pe mine pokerul, să-mi bat pula. Dacă poate, te uiți așa în trecut. Nu, acum nu te mai definește poker. Nu. Doamne, că n-am mai jucat pentru că am pierdut tot. Nu, da. Și atunci, asta e, stai să termin. Și, fii atent. Ne-am făcut, dar tu știi povestea, nu știi? Da, ai uitat. Eu uit, dragi oameni, eu uit tot. Așa. Uit tot timpul. Și am băut șah, am băut poker. Am băut șah. L-am băut pe tata. Am băut regina, nebunul. Ne-am băut tot. Am băut casă. Și ne-am culcat la ora 6:30 dimineață, ceva de genul. La ora 7:30, nu, la 6 ne-am culcat. La 9 era cursul. Nu. La 9 era la 6 ne-am culcat, la 7 am fost trezit de o voce, bă, care părea a fi al lui Nicolae, pe hol. Și mă gândeam, mă, cum pula mea, că ăsta abia s-a culcat și el. Și aud vocea lui Nicolae, așa, cum vorbea el, cum vorbește el, așa, vocea asta cu 6 hectare de coaie.
Păi aud iar vocea lui Nicolae, care părea că vorbește cu sine. Și vă zic, bă, ce pula mea, dar s-a făcut și mai căcat. Între timp s-o fi trezit, iar a început să bea. Abă, n-am știut. A jucat așa cu toată lumea de aici. Și după aia, până la urmă, ies din cameră, așa. Ai scos jumătate de cap, noi nici măcar n-ai ieșit. Și l-am cunoscut pe tata Nicolae. Pentru că tata Nicolae și Adi au aceeași voce. Da. Prilej. Și atunci mi s-a lămurit un pic, ochii nu erau limpezi. Nu vă gândiți că a venit limpezimea din creier și peste ochi. Nu, eram pulă încă. Ăsta la fel de pulă, dar foarte cursiv și drept în fața lui Tasu. Tasu că era, bă, da, vie așa cu... Ce este moldovean, cred că... S-a auzit. N-a fost nici de cum așa. Da. În fine. Ca după aia s-o cunosc pe mama Nicolae. Care e la antipozi ca voce. Mm-hmm. Mai vrei piure? Și mama Nicolae, săraca, care ne-a făcut sandvișuri și ne-a dat cafea și eu eram mai ușor. N-am văzut atâta milă în ochii maică-mii cât am văzut în dimineața aia. Nu era niciun reproș. Era numai milă amestecată cu teamă că știa unde mergem și de ce. Da. Na. Și bine, mi-a mărturisit mama Nicolae drumul după cu 34. Aia că nu m-a suportat câteva zile. Păi ce-i făceai copilului? Ce am făcut eu copilului? Mai ales că tu aveai muia aia inocentă în tine în perioada aia. Și ochii aia bulbucați. Vai așa de mine, săracu. Chiar părea eu rău. cu trabucul. De la Moldova. Rău. Și mai eu, într-un mai eu, mai eu de da. Bătător de femei. Da, da. Și stăteam cu mama Nicolae și ziceam de politică. Asta ții minte? Și mama Nicolae era foarte... Da, mamă, mai ia niște salam să se și mai mama Nicolae, care e un înger de femeie. E și mama. E mama, da. E mama noastră de la București. E... Dacă ai putea să te uiți spre cer când spui și mulțumim. Nu, spre cameră, mă uitam spre cameră. Mulțumim, mama Nicolae. Și după păi, aia... Păi Berceniu e un pic mai sus? Da, Berceniu e încolo, bă, nu... Păi suntem în subteran aici. El nu știe cum funcționează hărțile. Da. El s-a dus dacă e... Dacă e nord, înseamnă... Da. Bun, deci trebuie spre nord. Deci merge spre nord. Așa și după aia... Da. Bun. Și... Giurgiu. Giurgiu. Am mâncat... și după aia ne-am îmbrăcat și am plecat spre facultate pentru că aveam de la ora 9 curs comun cu doamna Popovici, adică profesorul nostru de an, da. Și trebuia să fim toate grupele, eram trei grupe atunci, A, B și C, noi eram la B. Represent. Și 12 stații cu tramvaiul 34. 34 sau 42? 34. Știu, dar cum? Era pe vremea când luam tramvaie. Te rog, povestește tu episodul ăla din tramvai. Cum îi zice? Tramvai. Ceva electric în orice caz. Da, bă, frate, și eram, cred că la fel de rangă pe cât eram când ne-am culcat. Deci a fost doar o iluzie nu, faptul eram că am... mai, aia era nașpa. Nu știu, în orice caz nu eram bine în drum. Și a stat micuțul jos vreo 3 stații. Pe urmă s-a ridicat, m-a lăsat pe mine să stau jos 3 stații. Era băi, un eram, loc doar, da, eram cu voma în gât. Tot timpul ăsta era, știi când stai cu expresia aia de pare că ești serios și te gândești la ceva important, dar de fapt încerci să-l ții aici, știi, și judeci lumea din jos. E, după cele 6 stații în care am făcut ride sharing pe locul ăla, vine o doamnă cu o sacoșă, eu mă ridic și zic foarte politic, bă, dar cu tot damful ăla de borhot. Bă, de ce? Aveam senzația că am aburit și am dat tramvai. Pentru că era frig afară, într-adevăr. Da. Era tare, da. Bă, zic, mulțumesc, mai. Era o doamnă. Bă, era o doamnă, efectiv, aia era nașpa. Pentru ei se încagi măcar... și babei, știi, da. Nu are intermediar. O doamnă. Nu, era o doamnă, da. Bine îmbrăcată. Ai zis sacoșă și capul s-așează, era... s-așează doamna. Noi ne bălângâneam așa cu tangajul tramvaiului. Era mai în ea, mai nu era în ea. Eu nu știu cum a supraviețuit acolo. Și după ce a stat așa un pic, s-a uitat pe geam, s-a uitat la noi și noi ne uitam unul la altul cu gândul că, bă, o să ne zică, bă, nu vă e rușine, porci. Și spune,
Să vă spun un lucru. Dacă toți tinerii ar fi ca voi, ar fi o țară mai bună. Băi, și noi eram pachetat. Pachet. Eu, la un moment dat, mi-am dat un pumn în cap din asta că micuțul încerca să... făcea glume, făcea cu... Oh, a apărut Loganu. Nea George, merge Loganu, merge! Și eu m-am întors să, când n-am înțeles bine ce asta cu Loganu. Și doamna s-a uitat așa mândră la mine. Am vrut să mă țin de cap să văd cu ce m-a lovit și am luat amândouă mâinile în jos. Bun. Du-te vreme, vino vreme. Nouă ne-a mai crescut o pereche de coițe. Când ai zis că dacă noi tineretul... Viitorul dacă țării. Tot tineretul ar fi pe modelul nostru, țara ar fi mai bună. Și până la urmă am stat, ne-am gândit și, bă, așa era. Că, într-adevăr, poate că am băut, nu zic. Dar da. N-am deranjat pe nimeni. Face niște oameni. Nici o secundă nu ne-am gândit, hai să stăm noi aici și să nu stea nimeni. Și, într-adevăr, lumea ar fi fost mai bună, nu numai țara. Da. Ajungem. Ne dăm jos, de la tramvai mai mergeai vreo 300 de metri pe jos, 400 de metri, da. Așa. Nu mai așa până la facultate, nu mai așa mergeam. Nu știu cum ne traversam, că la un moment dat făceam mișto, că bă, poate ce mai bine ar fi, ne punem așa la 45 de grade. Și mergeam, da mă, da. Dar chiar am încercat-o atunci, da. Și nu mergea. Nu era, nu funcționa. Da. Dar noi aveam și dispoziția de a face mișto, păi, da, de ce ni se întâmplă. Era mai greu, nu puteai la 45, da. Trebuia 25, eu să fiu... 25, 70... Eu eram foarte aproape de pământ. Nu eram așa gras atunci, mă. Aveai un gabarit. Aveam, dar nu eram așa. Eram corte acum. Nu, erai mai gras. Cosmin. Du-te, mă, de... Cosmin, erai mai gras. Am filmări. Erai mai gras? Când stăteai proptit de furtunul ăla la balet. Era anul întâi atunci, da. Da. Și ajungem la facultate unde... Nu o să spun toată caterinca pe care am făcut-o, că multe lucruri sunt inside joke. Spun doar atât că la un moment dat, Cosmin, aveam două uși mari. Alea gri. La intrarea în clasă. Secunde, da, mai sunt și 5 minute până la Prevelion și sunt 4500 de oameni pe live. Le mulțumim din suflet. Nu uitați că dacă donați, nu donați pentru noi, donați pentru un caz caritabil. Exact cum faceți dacă o să cumpărați și mărci de la MCN, aveți link-ul în descriere acolo. Vă mulțumim frumos. Și nu uitați să dați like ca să meargă la cât mai multă lume, ca să fie cât mai multe donații. Iauzi, și asta. Dați un like. Și dacă ajung la 7000 de oameni pe live, Nelu se dezbracă. Bun. Deci, ajungând acolo, au fost tot felul de drăcării pe care le-am făcut, dar una memorabilă este că eu am intrat în casă și în clasă și am început să fac bășcălie până să înceapă ora și micuțul a stat 5 minute în pragul ușii cu fruntea proptită de tocul unei uși. Da, și erau ușile alea vechi pe vremuri la un ATC, din lemn așa, gri, foarte înalte. Da. Da. Și după 5 minute... Și erau duble, erau niște uși duble. Toți le trânteam când ieșeam dintr-o scenă. Da, arătăm actoria. Mai ales, mă iertați, dar la grupa A... Mama mea e florărată, mamă, ce dramă era. Și după 5 minute, să liniști sărapele un pic așa, și când îl văd pe Cosmin al meu că se ridică de acolo și zice... Haide, bă, să facem actorie. Și aveam în cațeșcă, bă, două șanțuri așa. Pe frunte. Era, tu erai acolo, mă, în pula. El era cu minte. Își citea text acum. Dar și tu ai făcut. Stai că zic acum. Bun. Și se ridică cu Cosmin al meu și zice asta. Hai să facem niște actorie. Să-mi pleticește până în fundul clasei cu dungile alea de... De ăștia, cum erau ăia, mă, era un film cu ăia însemnați de Satana, știi, într-un viitor de ăsta distopic și aveau pe frunte și pe mână și așa era Cosmin al meu, marcat de Satana și zice asta, haide bă să facem niște actorie, pas, pas, pas în fundul clasei unde era o saltea. Nu e adevărat, m-am pus pe scaun, ochisem saltea. Ochisem a saltam. Fost treptat. Bă, cu bă, două bucăți. Am zis, vezi că mai era și acolo, mai știu, cred că și tu erai în spate și ai zis, bă, salteaua aia mea, că n-am avut seară bună. Așa, adiță, acum să preiau eu un pic. Da, perfect, adiță. Ăsta e omul, ăsta eram eu în facultate, de asta partea cu seriosul. Da. Adiță, deci amândoi, repet, am băut până la 6, da? Adiță, își ia agenda, avea o agendă neagră în acea perioadă, așa, își ia pixul și se așează pe un scaun din primul rând. Bă, conștiincios,
drept, intre doamna Popovici, toată lumea. Frumos, 3 metri de catedră. No. Așa. Intră doamna Popovici, toată lumea, bună dimineața. Așa, doamna Popovici, foarte, hai, stai jos, nu știu ce. Doamna Gândiți-vă... Popovici era primul bubblehead ever. Ai văzut? Da, dar doamna... Zău. Așa, doamna Popovici, ca să vă faceți și o idee, o femeie cu niște coaie cât Casa Poporului, da, super deșteaptă. Extraordinar. Și, bă, ți era... rușine, frică, nu știu să vă descriu așa cam cum te raportai așa când pentru era noi, în încăpere. Pentru noi băieții era senzația că știe ce culoare au chiloții de pe tine, exact, în permanență. Asta era. Deci era o frică respectuoasă, da, 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 și nu voiai să greșești cu nimic, da, pentru că avea niște put down-uri de mare calitate. Adică o satiră bună de tot care te îngropa. Exact. Bun. Acestea fiind spuse, eu în spate acolo unde mi-era locul, Adiță în față unde nu era locul vreunuia dintre noi doi. Și stătea cu agenda, s-a pus picior peste picior, super drept, el avea o poziție cum stătea așa și cu gâtul un pic. Așa, a început doamna Popovici, nu mai știu exact despre ce s-a vorbit, pentru că eu am leșinat, m-am dus, băi... cașalot, efectiv, să-mi bat pula. Deci de pe scaunul ăla mi-am, ca o focă din aia împușcată, m-am aruncat pe saltea și mă mai uitam din când în când, încercam să n-adorm ca să nu sforăi și mă mai uitam, mai aruncam așa câte un oeg la... Țin minte că a ținut vreo 3 ore cursul ăla și mă mai uitam așa un pic la Adiță. Adiță în față, cădea cu... drept responsabil, cădea cu capul în agenda, așa, în timp ce doamna Popovici... După curs, asta înseamnă tinerețea, după curs n-am mers să ne culcăm și să bolim 4 zile cum am face acum. Ne-am zis în cârciumă, în papion, să bem o bere. Păi. Și în papion le-am arătat agenda mea și era așa. Constantin Sergeevici Stanislav. Teatru de arte din Oh my god. Ai scris? Da, dar nu ți-am arătat. Începutul era perfect, pentru că începea exact cum zice Cosmin, drept și, mă, eu am venit să fac școală sau să o lăbăresc aiurea prin cârcium. Constantin Sergeevici, mai beau în viața mea. Deci groaznic a fost, groaznic. Poți să vă zic doar că 2 secunde. Poți să vă spun că suntem în direct cu Codin Maticiuc. Mai avem... nu, dar puteți să dați... A trecut, bă! Pe asta la mulți ani. Puteți, stați așa, puteți să... Stați că o facem acum, cu întârziere de un minut. Să dați și un SMS la 8845 cu textul facem pentru inițiativa Spitale Publice din bani privați, pentru că dacă noi nu facem, statul nu o să facă căldoare fix în pulă de noi. Mai sunt 15 secunde și o să fie prevelionul, dragi oameni buni. Luați-vă ceva de băut. Haideți, vă rog frumos. Mai ce sunt... cu noi? 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani! Ce an de căcat a fost și totuși viitorul va fi mai bun. Să fim sănătoși, Doamne ajută, multă sănătate, echipa mea. Codin Maticiu. Codin Maticiu. Codin Maticiu. E 8-4-5 cu textul facem. Băi, abia aștept 2021 cu provocările lui, cu tristețile lui, cel mai probabil până la jumate cu același căcat pe care îl trăim acum. Oh, fuck da. Hell. Da, bă, da, da. E, ce facem acum? E, acum, de-abia, la în 2021, de în 2021 eu, mai aveam niște trabuc. De anul trecut. Hai că toți suntem pe drum. Hai să luăm de la ei. Să dăm senzația asta de live. Ai zis că nu depărăm amintiri și exact asta am făcut de când am început. Asta am făcut. E posibil ca altceva la anii noștri să nu mai știi. Vorbim de bolile noastre. De dureri. Ce e, șefule? Dar ce faci așa? Ce e informatician? Să mă uit la comentariile live? Sunteți de căcat, e o rușine. Nu mai povestiți din trecut. 5? 4500. Și cine e cel mai aproape până acum? Așa, la mulți ani, nu știu ce.
E bine, ăsta e anti de ochi. Mi se zbate ochiul ăsta. Anti de ochi. Bă, nu știu, e foarte complicat în momentul ăsta să iau o întrebare, pentru că nu prea sunt întrebări oricum pe live. Mai mult. Multă sănătate la membrii, vă văd aici, representing. Să nu uitați că după ce încheiem podcastul și cu voi, o să puteți să vedeți specialul. Și dacă îmi permiți, în caz că sunt adică slănineni pe acest podcast și sper că sunt, pentru că am dat share la astea, sper că sunteți acolo, dați like și donați și luați mărci de la domnul mecene pentru cauza nobilă pe care... Mare om de YouTube, jumătate de frază s-a uitat la camera mea. Că crezi că suntem și toți, mă. Dragi om de YouTube. Și nu uitați, uitați, Nicolaicări din toată țara. Oameni buni. Nicolaicări. Pentru toți cei care mă iubesc, un mesaj ce de iubire aici la început de an. Tot ce fac, fac pentru săruturi. Vorbește la stick. Săruturi și neapărat nu uitați. Bă, dar televizorul ăsta filmează sau? Ce a, e ăla, da, e becul. Doamne, Nicolaicăr, dați un like, Nicolaicăr. Doamne, excelent, du-te-mi, bă. De asta, bă, dacă ăsta, în fine. Da. Hai, fiți atenți. Sunt două întrebări de la Dumnezeu. Oh, n-am mai vorbit de mult. Era și timpul. A început să ne cam pună întrebări. Bun. Clar e 2021. Da, stai, până la Dumnezeu. Luăm te de mănâncă la... sfinții. Luăm de la Lore Iftimie. Așa. O întrebare pentru toți trei. Care este cel mai valoros lucru pe care l-ați învățat unul de la ceilalți? Mă refer atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Mulțumesc, por la toate și felicitări pentru tot ce faceți. Mulțumim și noi. De la Micuțu, nu spune niciodată toate ouăle într-un coș. De la Nelu, nu te da bătut niciodată. What? De unde? Până unde ți-ai efectiv zis? Nu știam ce zic la tine. A, nu, iartă-mă. Dar chiar a sunat oracol. Ai dat-o de oracol pe asta. A fost așa. Nu. Ignorați. Asta o să o edităm pentru ce rămâne. De la nu Micuțu, merge la magazin de niciodată la, dimineața. De la Nelu. De la Micuțu. De partea lui Nelu. De la Micuțu. Bă, dar ai început atât de serios cu aia, că toată lumea crede că în live erau toți. Asta e. Vezi, până-i pui întrebare. De la Micuțu, nu spune niciodată toate ouăle într-un coș. Și de la Nelu, cinstește pe tatăl și pe mama ta ca să-ți fie ție bine pe pământ. A luat o poruncă și așa e. Mă gândeam că zici, ia ouăle alea din coș și fă-ți o omletă. Nu bate bătrân. Nu bate bătrân. Excelent, coi. Bă, hai până răspundem serios la întrebarea asta. Și aș dori să mulțumesc. Până răspundem la întrebarea asta. Oh my fucking god. Vă rog eu frumos, hai să povestim. Nu. Tu, eu nu. Dar era bătrân. S-au povestit lucruri. Nu eram bătrân. S-au povestit în lucruri rând, groaznice despre noi de doi. La 40 de ani ești bătrân. Nu ești bătrân. Câți ani aveai? Ești deștept să ți-o iei în gură. 20 și ceva, dar nu. Nu. N-au venit cu bastonul, aia nu e căcăm pe noi. Erau oameni în bar care beau. Bă, erau oameni cu păr alb în cap. Aia erau pe dracu. Nu erau, mă, v-ați făcut vreo. Erau oameni grizonați. Am fost la ziua Alice. Unei foste colegi, Alice, pe care o salutăm. Iar dacă se uită la noi. M-am întors. Stai, mă, un pic, mă, să povestim, să te cunoască lumea asta pentru cine ești tu, de fapt. Bulangiu sinistru care bate. Și să vadă ce am învățat amândoi de la tine. Exact, ce am învățat amândoi de la tine. E un follow-up la întrebare, nu e? Asta cu să nu bați bătrân. Fac, că ai băgat-o pe asta, mă, că mai e cură acum. Ioanie, nu te rușina. Nu te, că te-ai fute, cucu. Nu te, că te fute, cucu, bun. Acum, și eram la ziua colegii și... La niște domni. Centru vechi. Da, la Vlase acolo și... Care m-a rugat să nu mai duc niciodată acolo. Te-a rugat. Nu știu dacă rugăminte era propriu zis, cât ordin de restricții. Erau și bodyguards lui Dodo în perioada aia în centru vechi și... În fine, hai să ajungem acolo. Da. Deci... Ah, fuck yeah. Și Ioan are...
are chestia asta. Dacă zici ceva de Elena... De soția mea, nu în general de Elena. Da, da. Elena din Troia. Fira aia, dracu! Așa, s-ar putea să-ți muște capul de pe corp și să te scalzi în propriul sânge. Chiar dacă te simți ocrotit, că ai blocat ușile de la o mașină sau... sau ai lângă tine un urs care ți-e animal de companie și te eram tânăr și prost. Ai, numai, erai tânăr. Erai tânăr. Toate astea sunt în spate. Da. Sau cum știe Nelu, în jos. Sud. Bun, în ce an eram? În anul 3? Cred că master totuși anul 1. No, zici nu, așa nu mai eram în nu, nu mai eram în nu era master. Nu era anul 3. Dar nu era master. Hai, anul 3, între anul 3 și anul 1 de master. Hai să zicem așa. Era în mai oricum, știu că ziua lui Alice în mai. Era cald. Știu că era cald. Păi era încins, nu mă bătut atâția bătrâni. Și noi am început fiind niște copii idioți totuși în perioada aia să ne stropim, cu, să vă puneți vă rog frumos nu, dar nu trebuie. Diplomatic de la Feinstein. Am început să aruncăm cu bere așa, random, un pic. Da, ne-am stropit un pic. Că era cald. Eram un separeu de oameni care sărbătoream o zi de naștere și la un moment ne-am... Da. Da, ne-am, și doi oameni foarte în vârstă hai mă, că avea... care erau deci, acolo și sorbeau o bere bă, ursus. Sper să nu mă înșel, dar cred că erau solistul și chitaristul de la Cargo. Sau Iris. Nu, deci aveau, oamenii aveau 40 de ani, cam așa erau. Noi aveam 20 și un pic. Sau pasărea Boșoroc. De-aia păreau în vârstă, că noi aveam... În vârstă. În vârstă. În vârstă. Tinari. În orice caz, nu mai erau tinari. Nu mai erau tinari. Da, aveam 40 de ani, na, căcat. Era un club, oamenii erau la agățat. Oamenii erau... Nu, mă, oamenii erau un club la ăla care era în baston era un pic mai bătrân. Fuck off, baston. Și celălalt în scaun cu rotile, la un moment dat, cu berea... Face și el, intre și el în joaca asta. Da, bine, nu se termina nu, nu, nu. Se joacă, cu mâna cu care nu ținea perfuzorul. Așa. Și da asistenta la o parte, pe care o avea ca să aibă grijă de el, și varsă niște bere așa. N-a vărsat, random. Aruncat. Nu, 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 nu. A vărsat un pic de bere pe Elena și pe câinele lui de nevăzător. Da. Flawless, bă, băiatul. Flawless. Oh, la care Ioan Elena vede fute asta, un șut la câinele ăla de zboară prin Dorothy. What? Așa îl chema, era o ea. Oameni, nu, nu, nu. Și zboară prin geamul de la cel mai frumos pomeranian pe care l-am văzut în viața mea. Oh, oh my God. Și ridică pe acel domn din scaunul cu rotile și îl bagă în pământ până la gât. La care domnul... La care domnul celălalt se ridică din sicriu. Nu, nu. Nu mă, chiar aveau unde aveau... Nu, la... nu, hai să revenim la firul... Era Iliescu. La firul original. Iliescu. Bun, gata. Deci nu era nimeni în, în scaun cu rotile sau nevăzător. Erau doi oameni bătrâni care cântau la Cargo. Mă, și unul dintre ei... A stropit-o pe Elena cu bere. Nu, aruncat, la care Elena, bere care Elena întotdeauna s-a lăfuit în puterea lui acestui Nelu... Acestui bărbat care îți mută 6 tone de acolo până acolo și de acolo până acolo. Așa. L-a avertizat că a fost stropită, bară, aruncată pe... Să scrie, să scrie Elena în comentariu. Să scrie Elena. Să scrie adevărul în comentariu acolo, live. Trimite un taxi, te rog eu. Până Morlac. Să vii aici. Să vină aici. Așa. Și continuă. Bun. Și domnul Corte atunci, fiind furios, văzând roșu în fața ochilor, s-a dus și l-a țintuit pe unul dintre cei doi octogenari pe perete. Și a cărat pumnii muie. Nu, 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 nu. L-am lovit după ce m-ați ținut voi. I-ai cărat doi pumni în muie. Nu, eu intervenind cu fața. Nu e adevărat. Luându-mi și eu un pumn în muie. Nu e adevărat. Mă, Ioane, eram acolo. Deci n-am lovit pe nimeni. L-am ținut acolo. N-am lovit, nu am dat pe tine. Cânte cu Lorca. N-am lovit pe nimeni. Așa cum te-am lovit pe tine. Nu, așa. Nu. Deci nu l-am lovit. Octogenarul meu. Octogenarul meu.
Deci după ce final ai aplicat... de viață vei! Deci după ce ai aplicat doi pumni în muie... Nu l-a lovit. Serios, nu l-a lovit. Domnule, hai, pe al treilea l-am luat eu. Nu l-a lovit, știi de ce? Domnule! Singura dată când l-am lovit a fost că după ce m-ai ținut, erai, nu știu, tu, prietenul Alice, Puiu și mai știu, și Zop, parcă, erau, nu știu... S-au pus, nu, v-a spus pe mine, pentru că eu îl ținusem sus. Patru oameni îl țineau pe Nelu Cortea în timp ce băteau un bătrân. Pentru că nu puteam să lovesc. Bată doi bătrâni. Deci nu puteam să lovesc cu pumnul așa și țin minte că l-am lovit cu partea asta, că a venit după aia că a zis că se repar dinții și aveam urma gurii. Faptul că a pledat nevinovat până acum. Și acum dă pasă. Și știu că v-am lovit. Că ți-i repar dinții. Știu că te-am lovit pe tine și pe prietenul Alice de pe vremea aia, nu mai știu cine era. Da, Gliga. Gliga, așa, pe Gliga, în procesul acestui, că vreau să îi fac un pic de rău dânsului, pentru că dânsul era cu mare, știi? Adică se ținea... Ce, cu mă, ce că mare, ce, domnule? Cu pula. Făcea pula mare la mine. Făcea pula mare. Și după cum adică știi, loc, vârsta nu micșorează. Pentru că dacă își cerea scuze pur și simplu, mă calmez și eu, dar nu, că era la... Dânsul era beat. Dar și eu eram beat. Ok. Și că și eu am fost născut în bea. Modelat de ea. I was molded by the bear, da. Și, eu cred că putem să dăm un cut de la povestea cu bătut bătrâni și să mergem afară, odată încheiată povestea cu bătut bătrâni, să vorbim despre cum ai remodelat o dubă. Bun. Și nu în fața, era dubă, nu era, fața, era o Dacia Papuc. Dubă nu era, era nici Dacia Papuc. Era centru vechi, era Dacia Papuc, întrebă. Exagerează. Și în centru vechi acolo, încă era în construcție strada, știi, se renova centru vechi. Și în față era o Dacia Papuc. Deci aveți în minte probabil Carlinga. Așa. Da, Carlinga, da. Și Ioan, ca să se calmeze, a ieșit și a aplicat mai mult pumn. Un pumn, da. Un pumn atunci. Pentru că Carlinga nu trebuiau mai mulți. Și a făcut, așa, a făcut tabla. A fost singura fractură pe care am făcut-o, mă rog, fisură. Am făcut o fisură. Se referă la Dacia Papuc. Dacia Papuc a făcut o fractură. Ai mai avut și la frigider când stăteai la frigider, da. Când i-am dat fatală. Nu, mă, ce s-a întâmplat? Un frigider a stropită cu bere pe Elena. Era un fram din 68. Nu era atât de bătrân. Bine, nu era atât de bătrân. Doamne, ferește. Bun. Doamne. Și au venit bodyguards-ii și aici se termină povestea pentru că au venit bodyguards-ii în fugă. Bodyguards-ii lui Dodo pe vremea aia, nu știu dacă ați prins perioada aia, dar... Dodo practic avea o firmă de bodyguards care se ocupa de cluburile astea rocăreală. Și au venit ăștia care erau mai măricei așa. Nu erau cei mai zvelți bodyguards din așa lume. Așa erau vremurile. Așa erau vremurile. Bă, și au venit ăia săracii fugind. Vineți. Bă, vai de capul lor așa și găfâiau și au venit și s-au fost așa. Și au fost micuțele care au fost... Și zic, uite Nelu acolo, dar nu mai gata, s-a calmat, s-a liniștit toată lumea, gata, mergeți. Că chemați ambulanța pentru Dacia și asta. Da. Și vine ăștia la tine așa și zâmbind, tu zici ce s-a întâmplat, dar mult mai calm, erai mult mai calm acum. Și ai zis, da, dacă e proprietarul aici, pot să mă bag și să o îndoi la loc, să bag, să, așa cum am umflat-o, pot să... Să-i dau unul din direcția opusă. Așa și eu îndrept, că asta e tablă. Se îndreaptă. Asta nu mai țin minte, da. Nu știu. Da. Foarte frumos. În fine, amintiri. A venit după aia și mi-a zis, m-a rugat să nu mai, dacă pot să nu mai... I-am explicat că n-a fost vina mea. Da, eu asta cu dinții nu știam, că la te-a somat. Da, a venit după aia cu sânge la gură, că a zis că se plătesc dinții și am zis că, nu mai știu, la m-am mințit. Bine, și tu plătești rochea, Elena, suntem ok. Nu că nu era în rochie, nu știu. Deci nici în rochie nu era. Dom'le, am apărat demnitatea femeii, frate. Hai să nu ne... Dar să Dacia nu. Papuc nu a atentat la demnitatea femeii. Da, dar trebuia să mă descarc și eu. Da, acum, știu, da. Înțeleg. Că era de aceeași vârstă cu domnul. Așa. Dumnezeu zice, pentru Nelu Cortea. Personal, cred că are un potențial uriaș pe satiră muzicală în urma aceea. Vezi, mă, știu ce că ești nimeni. Ce am văzut. Are proiecte de amploare în desfășurare. Cât de mult costă producția? Așa. Să fie la... N-am înțeles.
În fine, dacă ai... Așa dacă e, mai Dumnezeu vorbește în... Da, nu e... Vreau să mai fac, mai am câteva idei de ceva ani de zile, dar ți-am știut una aia cu... Nu spune acum că cine nu știi, vezi că ești live. mai am, nu am timp să le fac. N-am timp, n-am oameni cu care să fac, că sunt la Morlaca în majoritatea timpului și trebuie să vin până în București să fac și na. Dar o să fac, o să mai fie. Bun, și pentru Adrian Nicolae, din ce am văzut are un potențial mare pe un umor mult mai inteligent decât media. Faptul că a zis că și eu și Nelu avem potențial mare, cel puțin pe unul de noi ne jignește. Fii atent, și cred că are și potențial pe umor politic diferit de metoda Divertis. Știu, așa este. Am. Există public pentru acest gen de umor în România și dacă da, are vreun proiect în sensul acesta? Există public pentru umor politic. Din păcate, cred că vremurile pe care le traversează România îndepărtează orice om capabil de a face umor politic de umorul politic. Pentru că sunt două tipuri de umor politic. Un umor politic realmente important, inteligent și consistent, pe care nu poți să-l faci pentru că vei fi crucificat instantaneu de toată lumea. Și un umor politic facil care nu mă interesează. Adică pe mine glumele cu Iliescu mă plictisesc, de exemplu. Și nu mi se pare umor politic, mi se pare o bășcălie. Și da. Ca exemplu, dragi mamă buni, să vedeți ce șarpe e și cameleon de altfel Nicolae, de la cum era înainte la ce a vorbit acum. Așa era și în facultate și de asta ne venea să-i crăpăm capul. Asta și limba bifurcată. De la jigăra ăla și de la umorul politic. Da. Asta e. Eu, de exemplu, un lucru, dacă putem patina spre serios fără să dezamăgim cei 4, 500. Că-s 4,800 de. Se duce la 5,000. Dracu, și-am zis 7,000. Un lucru pe care l-am vorbit noi trei în mai multe rânduri și sunt încântat de faptul că avem aceeași părere, e că un om care face într-o formă sau alta umor trebuie să fie apolitic. În momentul în care un om care face umor devine politic, el nu mai are nicio valoare. Este omul unei idei în loc să fie omul umorului politic. Trudă. Și cred că o problemă cu umorul politic este că deocamdată e o armă în mâna unei tabere sau a celeilalte tabere. În loc să fie la mijloc și să dea cu săgeți în toată lumea. Ceea ce se străduiește și reușește deseori să facă Micuțu, încă un motiv pentru care l-apreciez foarte tare, e că reușește să se țină, în ciuda unor convingeri de vreun fel, la mijlocul trebii și să nu fie... Știi? Adică ce face el, Domnul Dumnezeu... Domnul Dumnezeu a pus întrebarea, nu? Da, Domnul Dumnezeu. Da, Domnul Dumnezeu... Ce face el deseori reușind să se țină echidistant din punct de vedere politic atunci când satirizează diverse probleme ale clasei politice, mi se pare un umor politic care m-ar interesa. Numai că nu cred că am suficient drive să-l și pun în operă, chiar dacă deseori îl gândesc. Și mi se pare ceva foarte greu de făcut. Presiunile sunt foarte mari. Și mai ales că trebuie să fie tot timpul prezent, atunci. Adică nu e ca o glumă care funcționează oricând. E atunci. E, cum îi zice, cotidian. Da. Adică dacă nu l-ai dat în seara aia... Da, s-a dus. Da, ai senzația, aveți senzația de fapt că Divertis-ul avea climatul ăsta politic necesar să susțină un umor de genul ăsta? Adică era diferit în perioada aia, priveai politica cu alți ochi, fiind Iorea Vrejgeou, așa, un om normal, mai interesat sau neinteresat de politică? Orice răspuns despre vremuri, după părerea mea, ar însemna să scădem meritul uriaș al lor de a face ce făceau. Da, ce făceau e ceva foarte mare și foarte important. Asta știi? E clar. Asta e clar. N-aș vrea să spun că vremurile erau mai propice pentru umor politic atunci decât acum. Cred că era nevoie și atunci, cum probabil că ar fi și acum, de foarte mult curaj și foarte multă stăruință, foarte multă muncă de asta susținută. Da. Mi se pare că în perioada era nevoie de mai mult curaj decât acum. Acum e mult mai... Ai zice? Da. Serios. Aici nu sunt convins, pentru că oamenii atunci nu erau atât de virulenți și nici nu aveau niște canale atât de directe ca să intervină pentru a cenzura ce nu le convine.
Ai observat că oamenii care sunt foarte înfeudați politic, care au o idee foarte clară, o ideologie foarte clară, râd și cu curu la toate glumele despre ceilalți și se ofensează teribil la glumele despre ei lor? Da. Ori asta e simptomul unei probleme. Cred că pe vremea aia oamenii erau un pic mai deschiși la ha-ha-ha, a făcut și de-al meu, ha-ha-ha, a făcut și de ălălalt. Bă, până la urmă, ce fac? Satiră politică. Da, normal. Știi? Dar asta n-aș vrea nici o secundă să le știrbească din... Absolut, nu, dar eu mă refeream și la altceva. Eu mă refeream la faptul că omul politic în vremea aia, chit că răul care venea din zona aia era poate mai mare, de fapt, cred că în egală măsură... Cred că eram un pic mai puțin informați. Cred că eram puțin mai puțin informați și cred că exista mai mult bun simț în partea aia politică. Nu, care nu posibil să fi venit pe de o parte și dintr-o precauție, că nu erau atâtea cărți făcute. Da, da, da. Și dintr-o mai mică, mai puțin dezvoltată cultura a nesimțirii politice. Acum... E o opinie personală, nu e musai să fiți de acord cu mine, dar senzația mea e că în ceea ce privește clasa politică există un sentiment foarte pregnant de mai dă-i în gura măsii. Știi? Ceea ce pe vremea lui Divertis era un pic mai greu, dacă nu de trăit, măcar de afirmat. Da. Știi? Hai repede o glumă cu o bășină, că simt că... Nu, da. Da. E, eu cred că și din cauza asta e foarte greu să... Că Toni Grecu, de exemplu, a mai încercat să mai facă niște chestii apropiate de perioada aia, știi? Din perioada de glorie a Divertisului. Și nu cred că e numai o defazare a lui. Cred că și vremurile păi sunt... Zic. Cred că nu e numai ceea ce ai fi tentat să crezi la o primă mână. Omul nu mai e la curent. No. Nu mai are drive. Nu. No, posibil să fie și asta, dar... Eu cred că vremurile sunt un pic mai complicate acum. Îmi povestea, când l-am avut invitat la podcast, îmi povestea e perioada aia când se făcea gala Academiei Cațavencu, parcă. Da. Și era efectiv o chestie, cam cum se întâmpla, cred că încă se întâmplă la american, nu, de fapt nu cred că se mai întâmplă, aia cu balul președintelui. Se întâmplă. Se întâmplă. Cam așa era pe vremea aia, prin 90 și ceva, când se strângeau politicienii și venea Divertisul și roastuia practic pe toți. Da. Cu foarte mult bun gust. Foarte mult bun gust și apreciat. Da, da. Inclusiv de și păstrând, acești tătici politici. Păstrând această linie în care dacă ești rău cu unul, ești rău cu toți. Exact. Adică toată lumea șoia. Da, da. Ca să nu se simtă nedreptățit. Și mi se pare că în perioada asta în care ai fețe gen, nu știu, o să dau un nume și atât, Codrin Șerbănescu ăla sau cum pula îl cheamă de la PSD, și toți sunt exact pe genul ăsta, adică toți au, bă, se vede jegul ăla așa în ei și din cum vorbesc, ba cu presa, ba cum vorbesc despre oameni, ba politicianul ăla care avea maneaua aia cum se pișe pe diasporă și așa mai departe. Deja nu mai e... Adică nu prea poți să mai... În încercarea mea atunci de a face roastul lui Ponta, eu asta speram să readuc, în primul rând să înlătur un pic din frica asta, sau mai mult, din frica asta pe care o are românul vis-a-vis de politică, pentru că simțeam că sunt într-o postură bună. Adică era clar că I'm one of the people în pula mea, nu m-am dat cu cineva. No. Știi? Și în mintea mea era suficient asta. Băi, e clar că nu-mi poți pune la îndoială vreodată sinceritatea. Spui tu. Spun eu. Am aflat pentru după aia. Pentru că tu te cunoști. Da, da, da. Am și aflat știi că nu aia. Ești asociat cuiva. Dar orice gest... Da, da, da. Fiind o persoană publică, este interpretabil politic. Ții minte că am avut acea discuție, da, că da, da. Orice picior care calcă dincolo de mijloc e un picior decisiv pus în partea cealaltă. Știi? Și greu de recuperat după. Încercarea mea eu cred că a fost una nobilă în perioada aia, dar na. Da, și eu mi-aș dori o formă de transparență de genul ăsta, numai că, vezi, să faci roast-uri cu politicieni, ceea ce mie mi se pare normalitate, presupune să faci roast-uri cu
politicieni diverși. Absolut, da. Nu doar cu ea care îți plac sau... Ori senzația mea e că politicienii sunt foarte puțin dispuși să fie rostuiți. Bă, au început să înțeleagă un pic ce înseamnă online-ul pentru alegeri. Pentru promovare. Și da, pentru promovare. Asta zic, eu cred că ar face-o strict ca promovare, nu neapărat ca spălarea păcatelor sau așa mai departe, cum a fost și cu Trump în America. Da. La fel, Trump când a făcut roast n-avea nicio, da, încă n-avea nicio aspirație politică. Ba da, atunci a anunțat. La roast a anunțat. Nu, a prefigurat un pic, dar nu. Roastul a fost mult înainte de candidatura lui. Păi, dar n-a avut niciun... deci n-avea niciun cel roastul ăla decât chestia asta. Adică, nu, e posibil să aibă dreptate. Pentru că el nu se lansa nimic altceva. Majoritatea își spală păcatele, ca să zic așa, cu un roast de genul ăsta. Nu? Sau își se relansează în ceva. Nu? Bă, nu, devine iarăși, revine în lumină. Exact, revine în lumina publică. N-avea niciun alt, da, scop să revină în lumina publică. Depinde și cum faci toate chestiile alea, știi? Până la urmă. În fine. No. Da, și asta mi s-ar fi părut mie foarte frumos așa, dacă se ajungea la o... În primul rând la a renunța oamenii la frică, pentru că în continuu avem aceeași frică din perioada comunistă, asta nu mai zic de a vorbi despre politică între noi, de a spune, de a dezbate niște lucruri. Că poziția și partidul pe care îl susții. Și să nu-i dai în cap ăluilalt, știi? Cum a fost podcastul cu tataie, care a zis că a votat cu PSD-ul și după aia omul a justificat. Mă, cu aia, respectă-i părerea. Da. Nu ești de acord cu părerea lui. Am înțeles, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne înjurăm la fiecare pas și plus la fiecare opțiune. Plus că istoria omului și lucrurile pe care l-au făcut să decidă chestia. De asta zic, că omul a și justificat după exact. Aia. A spus de ce pentru el a fost mai bine în perioada și cu PSD. Chiar dacă n-ar fi justificat, asta e pointul pe care încerc să-l fac. Și chiar dacă n-ar fi justificat, asta e o problemă, asta poate că s-a schimbat la vremuri. Lozinca violentă a înlocuit discuția relaxată. Mm-hmm. Știi? Da. Adică, efectiv, pe mine nu mi se dărâmă tavanul în cap dacă tu votezi cu celălalt. Nu pot să-ți sar la gât că tu votezi cu celălalt. Știi? Și nu cred că poate ieși ceva bun dintr-o bătaie cu bețe între noi pe ideologie politică. Ori, având în vedere că climatul actual e unul foarte lacuțite, cu atât mai periculos e să faci umor politic și să-ți asumi că faci umor politic și să te supui oprobriului celui care se simte ofensat de faptul că tu faci un umor politic și parcă ai dat un pic mai tare în al meu decât în al lui. Da. Crede-mă, n-am niciun interes să fiu altfel decât echidistant, că știu că toată valoarea mea zace în asta. În a nu fi înfeudat politic, știi? Dacă nu mi-a ieșit o glumă, poate nu mi-a ieșit o glumă, dar asta exact. Nu înseamnă că am declarat o apartenență politică. Plus că mai e o chestie, la voi, comediantul e apolitic. Cetățeanul, probabil că are o opțiune destul de clară. Un comedian nu-și permite să le amestece, pentru că știe că valoarea lui scade. Și vedem asta, comedianții care au ideologie clară, devin foarte repede plictisitori pentru că o țin langa. Ați observat asta? Da. Cât de des poți să râzi că alegătorii PSD-ului nu au dinți în gură? Cât de des? Dar vezi că exact... Știi, sunt aduși cu camioanele și sunt asistați social versus. Cât de des poți să râzi la un oponent al neomarxismului userist? Sigur, sunteți o adunătură de gay care fluturați steaguri într-una și sunteți ofensați de orice. Nu poți să râzi într-una la o glumă repetitivă. De asta cred că e PNL, loc, da. Sau PNL, peneliștii care trebuie să zicem, da, care beau în birouri și cumpără măști din Turcia. Suntem ok acum? Dar da, e okay. Vreau să zic. Aur, care sunt niște nebuni, niște nebuni și așa. Bun, ok. Deci cred, domnul Dumnezeu, că e loc pentru umor politic, dar cred că cere o formă de specializare. Și cred că cineva care s-ar dedica umorului politic ar avea nevoie de atâta investiție de timp și de muncă
în a face umor politic, încât ar rămâne foarte puțin timp pentru orice alt tip de umor. Exact. Știi? Numai chinul de a se ține la mijloc. Exact. E o muncă uriașă. Da, și în momentul ăla oricum risc o ții langa. Da. Dar îți asum că faci umor politic. Da, da. Chit că ești echidistant, tot o să o ții langa. Hai să ieșim, că am stat jumătate de oră pe o întrebare. Da. Bine, hai să terminăm cu asta. Hai să vă propun să luăm o pauză de 5 minute, dragi oameni de pe live. Cred că face pipi. Păi nu, să mai bem și noi niște apă și într-adevăr să aerisim pe aici că s-a făcut fumul drecu. Oare de ce? Nu știu, nu înțeleg. Oameni de pe live. Pentru sunt... că au luat foc vizualizările. Sunt tot 4700, 2200 de like-uri. Uitați, my people, like, our like, people. Like. Adică. Bun. Dacă îi strângem pe toți la universitate, dărâm în guvern. Păi asta zic. Păi da, până vin din videle, din... A, asta voiam din... să vă zic ca să încheiem cu treaba asta cu politica. Cel mai bun exemplu mi se pare Nicușor Dan, care a venit așa independent, susținut de două partide politice, după aia și-a exprimat clar opțiunea pentru un partid politic. Chestia aia, știi, cu toată lumea care era cu firea, apă caldă, nu știu ce... Acum toată lumea e cu Nicuș, dar observ în bula mea de pe Facebook că sunt foarte puțini oameni care acum mai strigă, da, 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 cum da, se striga superb, pe vremuri cu firea, nu știu ce cu așa. Da. Acum sunt foarte puțini care zic Nicușoare, dar unde e apa caldă? Da. Și mi se pare foarte drăguț. Ia uite, asfaltează japița drumuri. Deci asta am auzit-o de la un taximetrist. Deci taximetriștii am observat că o identificau pe Gabriela Firea cu termenul japița. Oh. Și e foarte bine spus asta pentru pare, un viitor proces. Asta, da, asta mi se pare super. Deci un taximetrist, asta mi se pare chiar e ceva frumos și ți arată bogăția sufletului omenesc. Mm-hmm. Un taximetrist remarca o realizare în mandatul unui primar. Așa. Dar nu uita că zicea, ia uite, asfaltează japița. Înțelegi? Da. Ceea ce îți arată într-adevăr. Eu cred că precauția asta vis-a-vis de Nicușor Dan mai are un an. Bă, eu așa o simt. Eu m-am tot gândit dacă să zic asta sau nu. Eu l-am invitat pe domnul Nicușor Dan la podcastul acesta. Da, mi-ai zis. Și... Păi dacă accepta, nu cred că mai povesteam cum a bătrânelu odacii. Îți dai seama. No, povesteam, dar povesteam chiar de revenire. Da, și nu. Nu, tot nu se întâmplă chestia asta, nu, n-are timp. Asta sunt convins chestia. Că are probleme mai mari de rezolvat. Are probleme mai mari de rezolvat, dar ce e frumos e că... Dar oricum și noi aveam treabă. Înainte de alegeri, echipa domnului Nicușor Dan căuta locuri în care să meargă domnul Nicușor. Păi, na. Asta e rostul unei echipe de campanie. Da, da, e frumos. Luăm o pauză de 5 minute, hai 6 minute. Nu, hai... 5-6 minute. Puneți cartonul cu pauză. Thank you.
Pe mâncat tot ăla, nu mai am revenit? We are back, we are live here at MCN Podcast. Vă mulțumim din suflet pentru donații. Repet, banii ăștia se duc la Adrian. Adrian, nu Nicolae, Adrian este un copil care a fost ajutat de Asociația pentru Mihai și au făcut o casă, el locuiește cu bunicii lui, care vă dați seama că sunt foarte în vârstă și trăiau într-o sărăcie lucie și acum au o casă și încercăm acum să o mobilăm și să aibă și ei niște cadouri de Crăciun. Deci vă mulțumim foarte mult că donați bani și nu uitați, dacă luați mărci MCN, tricouri, hanorace, ce vreți voi, banii se vor duce tot la partea asta caritabilă. Deci vă mulțumim din suflet și că faceți. Și pentru mărci, link în descriere. Da, și pentru mărci, link în descriere. Nu uitați să dați like, share, subscribe la toată treaba asta. Așa. PNL-ul Cortea și... Oficial. Ușor, ușor, rămânem doar cu membrii. Îi salut pe membrii. La ora 11 o să trecem exclusiv pentru membrii și undeva pe la 11 jumătate, intuiesc, că tot membrii vor vedea specialul în maxim premieră. Maxim 1. Depinde cum mai stăm cu sticla asta. O să vedeți specialul și abia aștept să văd părerea acolo. Bun. E clar că eu provin dintr-o generație și vă rog să comentați, stimați membrii, dacă sunteți din aceeași generație, de fiecare dată când îi aud pe Micuțu și pe Nelu vânzând mărci. Zibă, Turcia. Îmi aduc aminte exact de ascund-o la lei și mărcile. Mărcile? Să nu fac negre zilele. Asta cu mărci. Am cumpărat 200 de mărci. Da, da. Germania, tata. Eu am cunoscut pe oamenii de la Verdict. Serios? Da. Nu mai au nicio legătură cu ce erau în perioada aia. Sunt niște domni la costum? Nu sunt niște domni la costum, dar... Îți niște oameni la fel de cool. Și tot împreună stau? Sau? Nu. Nu știu. Așa, i-am cunoscut. În spate la Big. Asta zic că am cunoscut oamenii de la Verdict. Mă gândeam că erau împreună, iarăși. Era tot Verdict, dar făcea... Deodată. Era o firmă de instalat internet. Verdict. Octavian Ursu ne întreabă ce vă ține împreună. Bă, bună întrebare. Cred că rutina. Rutina. Obișnuit. Na, nu, pe toată lumea sperie schimbarea. Eu chiar nu știu cum schimb numere de telefon în agendă. Și când am dat sunat pe cineva, mă ușu acolo. Pe cine am mai sunat? Nu știu acum te-am Cornel. A, ce frumos. Da. Eu te-am Cornel. Nelu Conex. Și eu am Nelu Conex, coaie. Băi, ești prost. Oh my god. Da, putem zice să facem reclamă la firme care nu mai există. Da. Uite, bă, Conex Nelu. Nu știu dacă se vede. Conex da. Nelu. Pe vremea aia în facultate eram trecuți pe aliasuri. Marinică. Nu, eu nu v-am trecut Gogu, niciodată. Gogu, eu am avut Marinică și Gogu. Eu de când am trecut Cornel, a rămas Cornel, ever. El e capa Cornel de la colegi, dar am zis, tu ești capa Micu. Foarte urât din partea ta, dar în fine. Hai, mă. Ziceți, mă, cine ține împreună? Și sunteți singuri de la capa care s-a rămas. Hai, nu te căca pe tine acum, da? Cred că în momentul în care dai de un om, sau și mai bine doi, cu care ai compatibilitate, dacă ești un om cât de cât întreg la cap, nu le mai dai drum. Bă, da. I'll drink to that. Cel puțin pe mine, dragi oameni. Slănineni. Pe mine m-ați ajutat foarte mult în descoperirea... Observ că evită să se mai uite într-o cameră anume. Taci. Știi că se uită mai exact? Sărmâna, mama. Sărmâna, mama. Sărmâna, doamna, Cortea. Au terminat acum de tocat mistrețul și... Că ce să faci? Nu, serios. Deci în, nu știu, descoperirea mea ca om, pe lângă Luca, ce ați fost voi doi? Pără mișto. Și definirea bine, mea... Bine, dacă ar fi să faci un top... Hai mă zi, te rog, sume. Nu, exact, și-ar trebui. Dar serios, deci m-ați ajutat și în continuare m-a ajutat să fiu eu, nu știu cum să zic, serios. Pentru că de fiecare dată când deviez un pic într-o direcție sau alta, vine palma de la unul sau de la altul, Nelu.
Bă, Nelu. Și asta a fost toată facultatea, serios. Eu v-am povestit, mă iertați un pic, eu v-am povestit de momentul de clinci așa cu Nicolae, în care ne-am conectat. Clinci înseamnă și... Nu înseamnă. Nu ați îmbătat. Eu am crezut că te referi la un conflict. Păi nu, nu, nu. În capul meu clinci era... conflict, dar e și când se unesc două piese și se potrivesc foarte bine. Așa, și momentul cu Nelu a fost în 104, după ce lui Nelu se furase portofelul și ne întorceam de la facultate. Sărutul Bucureștiului. Exact, sărutul Bucureștiului. Știți care a fost pentru mine, paranteză, sărutul Bucureștiului? Bă, eram mesmerized, eram fascinat efectiv de București. În primul rând arhitectural, că mi se părea că în Focșani erau niște clădiri așa... Da, păi eu din Huedin. Huedin, Huedin. Morlaca. Era Dubai la mine, să mă picioare, era direct Dubai. Da, Focșani oricum rămâne pentru mine un oraș extraordinar de frumos. Și ce frumos e teatrul. Și teatru foarte frumos, dar totul în general așa e foarte frumos. Și mă mănâncă palma stângă. Dai bani. Bun. Păi, așa. Bun. Și ne întorceam de la... de sărutul bucureștean. Și am venit cu Gina Lazar, să-i dea Dumnezeu sănătate. Gina care m-a introdus la Ioan Ionescu, care m-a pregătit pentru facultate. Știi? Și era prima oară când veneam în București, adolescent fiind... Bă, și cu ochii mari, luminoși, de focșănean, care parcă se uită așa la viitorul lui, știi? O pereche de pantaloni și un pachet de Winchester necartonat. Nu, un pachet de Winston mic, 10 țigări. Okay. Așa și o pereche de chiloți. Și eram în spate. Care nu erau pe că nu știi. Care nu erau pe mine. Că dacă mă cac pe mine când ajung, de cât de mișto e. Exact. Și exact asta speram. De fapt, nu credeam că o să mi se... Speram să mă cac pe mine de cât de mișto e. Bă, și a fost. Deci gluma aia pe care o aveam când abia m-am apucat să ne stand-up, că am ajuns în gara de nord și am zis, mamă, cât a București. Și m-a luat cineva și a zis, haide bă, ieși cum există mai e. Există un afară. Da. Exact așa era, știi, pentru mine. Adică să compar gara din Focșani cu gara de nord, da, era... Da. Bun. Linia 1 și cealaltă. Exact. Și Gina, am luat după aia taxiul și ea stătea în față, în dreapta acolo și eu stăteam în spate. Bă, și mă uitam fascinat la toate clădirile, nu știu ce. Dar tu nu mai fusesești niciodată? Fusesem, bă, iarăși am băgat gluma aia în setlist. Când am mers într-a patra, am avut excursie, sau într-a șasea excursie cu clasa și ne-au dus la București și am mâncat la McDonald's. Aia a fost... Și am avut într-a cincea excursie în București, dar am vizitat Casa Poporului. Păi mersi după 8 ore, bine, și noi trebuie să-i dai ceva important. Scopul inițial, scopul profesorilor a fost să ne ducă la operetă. Și am fost într-adevăr la operetă. McDonald's! Dar ne-am oprit la McDonald's. Mulțumim McDonald's pentru spus. Pentru ce, dracu? Pentru plastic. Și... bun. Acum, eu mă uitam cu ochii am mari. Tu că ai luat 24 de copii din Focșani de clasa 6, da, și ai zis, mă, ce le s-ar potrivi din ce le poate oferi București? Opereta, copiți. Da. Eu aveam un Walkman, cred că, nu mai știu dacă era al meu sau era Walkman-ul unui coleg, nu? Și aveam casetă cu Biggie Mafia și ascultam Mafia, bineînțeles, în timp ce ne uitam la operetă. Se vorbea prea mult. Și mie mi s-a părut, da. Dacă se cânta mai bine... Mersi! Da, așa cu vorbitul. Bun, și sărătul bucureștean, revenind, eram la Foișor, mă uitam fascinat, Foișorul care arăta atunci un pic mai bine decât arată acum. Da. Deci n-a fost recondiționat, nu s-a întâmplat nimic cu el, săracul. Bă, și după aia, că mergeam spre un ATC, și după aia la o trecere, a frânat brusc taximetristul și era o... doamnă, o babă, hai să zicem o babă, o doamnă, nu știu cum să zic, bă în vârstă, eu zic că avea pupa 80. Bă, aș fi bătut-o. Nu, fii atent, la asta te aștepți, nu? Taximetristul care a coborât și i-a dat o smetie la doamna babă și așa. Nu mă,
A pus frână brusc ăsta, pentru că a văzut o târziu. Da. N-a țâșnit baba. Da, nu, a fost o târziu. A bubuit. Da. Da. Așa, a pus frână brusc și baba s-a întors pe taxi și a zis, futu-ți mătii și răniții mătii. Băga mea și da, familia mătii. Bă, handicapatule, tu nu te uiți, mă, du-te în dracu. Nu, cred că mai degrabă fiind în fin. De modă veche. Da. Că dacă era și mai bătrână. Da, da, exact. Da, bă, și m-a nu pot să vă zic sufletește ce mi-a spart București. Ți-a spart o preconcepție mare și despre bătrâni și despre București. Bătrân, exact, pentru că eu în mintea mea bătrânii erau, bă, băiatule, aproape de Dumnezeu, de sfinți. De... Toți bătrânii sunt bunici. Exact. Da, da, da. Și în București am aflat că nu cu ai. Că nu. Eu, uite, apropo de taximetrist, că de fapt... ăla a fost primul sărut, că taximetristul care m-a dus un kilometru și ceva și mi-a luat 40 de lei. Că am luat taxiul din Gara de Nord. Ești sigur că n-ai fost jefuit înainte? Nu, după. Deci da, la foarte scurt timp, în orice caz. Cumva taximetristul a fost pupicul. Nu, după. Și da, jefuitul a fost mozolul, știi, de da, după. Da, aia a fost. A fost mâna pățâță. Da, s-a dus la second base. Da, second base. Da, ce vreau, iartă-mă, e o foarte scurtă paranteză. Niciodată nu voi trece peste faptul că cel care i-a dat sărutul bucureștean lui Nelu, când a băgat mâna după portofel, a simțit că da, în același buzunar e un cuțit. Dar nu ți-a tăiat geaca? Deci el avea, nu, deci el avea, ții minte, când a ajuns el la avea facultate, avea două cuțite, unul într-un buzunar, unul într-un buzunar. Dar nu cred că e ok să audă oamenii... Ba da. Avea cuțite pentru autoapărare. Eram speriat. Frică să nu-l jefuiască cineva în București. Nu, eu din clasa exact. 8-a... Exact. Deci eu de la 10 ani, de când mergeam la vrântoare, tot timpul aveam cuțit la mine. Serios. Nu știi când beleștiu mi-i stres, frate. Și când te duci în București, și când te arestează la aeroport. Bun. Și faptul că acest om, care e intimidant, nu, avea două cuțite la el când a fost jefuit. Dar nu era intimidant pe vremea. Dar el nu știa. Bă, avea mă breton, ce avea? Avem breton, mă, avea capul ăla bilă. Să luăm așa. Deci avea un cap bilă, așa era. Să presupunem că eu sunt un hoț, da? Și eu caut banul. Și eu încerc buzunare. Pun problema, nu știu cum se face. În rucsac. Dar pun problema, știi? Și încep și țup, țup, țup. Bă, omul care era un artist, cu siguranță. Da. Omul care i-a dat sărut. Omul ăla a simțit că are cuțit la el și sunt convins că a fost înduioșat. Nu, eu sunt convins că a zis, și a zis să-l iau și pe ăla. Mă... Deci nu, merită? Nu, ce cuțit poate ăsta? A fost doi, mă. A fost doi, a fost foarte șmecheră treaba. A fost mânărie foarte faină, pentru că eu pe ultim, al doilea care, pe care l-am simțit. Mulțumim! Dar pe ăștia nu i-ai bătut. Nu. Nu, că n-aveam cum să, nu, n-aveam cum că să nu demonstrez. Că nu era Elena pe vreme. Nu, tipul ăsta pe care l-am prins eu. Dar foarte scurt timp. Deci tipul, mi-a zis după aia o doamnă din troleu, pentru că ea a văzut toată faza. Da, nu mi-a zis. N-a zis, băiatul te fură. Era spre binele tău. Da, părerea probabil. Mea. Era deci mi-a furat portofelul, a pasat unuia care a coborât și așa el mai joacă, căuta. Doamnă, așa și el mai căuta și l-am prins pe ăsta. Și o să zic, n-am nimic să mor. Deci l-am prins, avea geaca peste mână, băgată la mine în rucsac, a scos-o foarte lejer, deși eu îl vedeam, eram cu ochii pe el, și a scos-o așa din rucsac, știi? Și după n-am la mine, și-a scos toate buzunarele pe afară, și-a ridicat, și-a dat jos pantalonii, eram kilos deja. N-aveam ce să fac. Adică eram fără niciun fel de dovadă, n-am făcut. Și m-am dus la poliție și n-aveam niciun leu, n-aveam niciun portofel, n-aveam niciun act de identitate. Am făcut declarație și mi-a zis poliția, mai bine zici că l-ai pierdut. Că nu. Ca să poți declar nul. Da, că nu ca să-ți faci până stăm, până nu știu ce. Și am zis, bine. Și eu eram, nu știam atunci, eram la Piața Spaniei, nu știam unde sunt în perioada aia. Și am zis, dar puteți, trebuie să ajung la Romană, că nu. Păi ia troleu în continuare. Păi cu ce? N-am bine, n-am bani, n-am nimic. E, întreabă și tu un hoț. Împrumută-te de la un hoț. Da, mă, dar era tratat așa, deci la modul, era clar că zilnic văd atâtea din astea, încât, bă, copcile, de unde ești eu tu? Cred că ei, polițistul de la Tejghea, din momentul în care zici, am plecat din Gara de Nord, omul știe cum curge povestea. Ulelei. Taximetrist sau hoț? Da. Why not both? Da. Și eu eram în 104 cu Nelu, abia ne cunoșteam în perioada aia așa, adică nu eram prieteni sau ceva, chiar erați în tatonări. Da, eram în tatonări. Ne puneam mâna pe mână
în perioada vorbeam aia cu Nicolae să vorbească cu Micuțu, exact, ca să-i, și să-i transmit, că, da, să-i cer prietenia. Atunci, da, nu. Eu, la nu, chef... noi clicuisem de la admitere și pe urmă de la marele bal al sticlei de vin. Eu am făcut două chefuri atunci ca să-mi fac prieteni. Am făcut două chefuri unul după altul la o distanță de două.